Liviu și prietenii săi Podcast Nu Futilități Bună seara, suntem pe 103 cu 4 FM în vastele studiouri Radio 7 Suntem și video pe 13 TV Pe YouTube, sigla cu pisica neagră Un subscribe ar fi foarte apreciat Domnul lector la Facultatea de Filozofie, Laurențiu Gheorghe, este în studio cu mine. Domnul profesor, bine ai revenit! Bună seara, bună seara tuturor ascultătorilor, bună seara Silviu și tuturor celor care ne privesc și care nu ne privesc. Și care ne mai ascultă prin mașini sau prin bucătării. Cine știe pe unde, Cine băi? știe pe unde ne ascultă sau în diverse locuri de detenție, locuri de... Cine știe pe unde mai ajung unde astea? Mamă, atâtea? să fim, să fim, cum îi zice, comprese la rană pentru ceva pușcăriaș, n-ar fi lucru puțin în aste sărbători. Trebuie să ne gândim și la cei care stau deoparte, nu? E un gând creștinesc. Cei care sunt închiși, cei care sunt sub suferință, nu? Au și ei dreptul, măcar la un gând. Treaba este că, cum necum, iată că suntem la sfârșit de 2021, băi, am supraviețuit și anul ăsta. Cum îți spuneam, nu morcai când vorbișonii. Măi, noi am fost, hai să zicem, partea norocoasă, dar 100 de mii de conaționali ai noștri n au fost atât de norocoși. Asta e ceva mai mai dramatic. Nu știu să se fi întâmplat, cred că nici în al doilea război mondial. Cred că în timpul primului război mondial, când era Tifos, când era și gripă spa, erau toate mm -hmm. la un loc, cred că atunci au mai murit poate procentual atât de mulți într-un an. Da, dar nu atât de mulți ca număr. Am înțeles, rușii se apropie de milion. păi, uh, știi cum e, piticul sovietic, piticul sovietic e cel mai mare pitic. Da, din păcate la ei este o, o tragedie uh, de dimensiuni, cum e Rusia, e gigantice. Uh, cred că da, eu au pierdut simț al tragediei cel... Ei. Da, cred că ei au pierdut cei mai mulți oameni uh, de după al doilea război mondial într-un singur an. Și așa avea o dat, problemă da. groaznică cu demografia. Acum toată lumea vorbește de pericolul rusești, că luăm avioane, luăm rachete, luăm. să... Da, dacă stai bine și te gândești un pic, săracii nu prea au ei mari resurse vitale. Dacă o să tot în felul ăsta, mi-e teamă că ne vom redefini vecinii vorbind în limba mandarină. Da, o să vedem ce o să se întâmple și cu această situație. Mai treaba e că, fiind în astea sărbători, știi cum e, ne apucă depresia pe unii dintre noi, pe mine nu m-a apucat tocmai depresia, dar puțin așa am scăpat în butoiul cu melancolie și am, făcut, am refăcut fixație după o piesă Bob Dylan de prin 1990, trecut câțiva ani, Things Have Changed, se numește, și am fost foarte atent la versuri, că, na, așa e la Bob Dylan, trebuie să. ia bun, război și pace în fiecare piesă. Și de când a, recunoaște că de când a luat premiul Nobel, da, mai început să asculti și tu versurile. Eh, nu, 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 sunt prieten cu Dylan de mai mult timp, da. Mi-ar vorbe grele care nu-ți fac onoare. În fine, Uh, și băi, uitându-mă la versurile alea, mi-am dat seama că basically, ok, suntem într-o criză, lumea, planeta este într-o criză, dar uh, el e puțin dostoevskian așa și merge la chintesența la, la naturii umane. Mă, melancolia lui de atunci, uh, suprapus acum, este fix aceeași. Și nu melancolia lui, melancolia de care el vorbește. Lucrurile practic nu prea s-au schimbat. Acum, ce să zic? La, la, la nivel de relații interumane. Dacă îl compar cu Dostoevski, dacă... Am zis că îl compar, am zis că are, are un ceva. El, Tom Nikay, vășteau au ceva Dostoevski anumite. Au ceva rusesc, au ceva. Au ceva rusesc, stepă. da, 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 exact. Ce să zic acum, și... Când te calcă istoria așa des, ai un anumit gen de uh, orizont, uh, să zicem așa, mai puțin optimist pe de altă parte ce să zic, nici lumea nu e foarte ofertantă în termenii cei mai fericiți. La fel, cred că a fost pentru orice generație, adică orice drum de luciditate pe care îl smulge așa cu durere din forfota contemporană te duce la genul ăsta de să spun eu un nihilism funcțional, aia aș zice eu, pentru că toți sunt highly functional individuals, adică sunt, sunt creatori, toți. Da? Mai, mai nasol e cu noi, consumatorii de așa ceva. Știi? Pentru că, dacă pentru ei, să zicem. că ne raportăm la noi ca la rezidu existențial, cumva. Ceea ce nu e sănătos. Dar cumva nu e sănătos. Știi că m-am gândit mult, noi suntem o generație care a trăit cu multă muzică depresivă, cu multă muzică dark. Uh, Uite cum arată muzica pop de acum, deci te apucă groază, Freak show. Uh, da, K-pop. <laughs> K-pop. Cine știe, na, e destul de complicat să-i mai înțelegem pe... Eu, cred că discutam chestia asta și cu maica mea uh, E o chestie foarte interesantă, nu știu dacă ai observat, noi suntem părinți și Devine din ce în ce mai greu să te raportezi la generația copiilor tăi. Mult mai ușor era pentru părinții noștri să ne înțeleagă pe noi, într-un anumit sens. Ăștia, micii, merg cu o viteză fantastică. Adică, deja eu recunosc că sunt depășit de trep, nu pot să pricep deloc fenomenul ăsta. Mm -hmm. Dar nu numai asta. Exemplul cel mai fantastic e exemplul unui puștan de 14 ani sau 12 ani, oricum ceva care a cumpărat cu 100 de dolari bitcoin acum când au apărut bitcoin. Omul e multimilionar acum. Deci părinții lui habar nu au. Nici nu înțeleg ce s-a întâmplat. Da? Și zic că... Am mai auzit cazuri de clasa 8 -a care a câștigat 8.000 la pocăre peste noapte. Îmi povestea o prietenă de fapt, relata așa are un fel de blog pe Facebook. E profesoară la un liceu internațional în Italia și uh, era stupefiată, a fost colegă de filozofie cu mine. Uh, era stupefiată de discuțiile dintre elevi. Da? Uh, investiții, bursă, acțiuni, uh, tehnologii. chestiuni pe care noi nu. Cred că discuta nimeni despre așa ceva pe vremea noastră. Acum au devenit chestiuni la ordinea zilei. Până și unul dintre scriitorii și, în sfârșit, uh, intelectualii destul de cool, da? Dintr-o generație un pic mai mare decât a noastră, uh, care toată viața a fost scriitor, a fost, în sfârșit, om um, de radio și așa mai departe, a editat o carte despre educație financiară. Da? Și omul pe la 40 plus Zice domnule, deci eu sunt absolvent de ASE, dar niciodată nu am. Eu nu știu toate chestiile astea pe care ăștia mici acum le învață foarte devreme. S-ar putea să fie, pe de-o parte, o chestie bună, mă gândesc eu, pentru că noi. Dar și o relație mai cu Mani. Eu sigur nu băgăm și. Recunoști că nu avem o relație bună cu Mani. Din punctul ăsta de vedere, nu pot decât să recunosc că sunt produsul. Epocii de aur. Adică, asta e, noi am crescut într-un anumit fel și asta se vede. Chiar se vede. Recunosc, sunt unul dintre oamenii care nu sunt capabili să facă tot felul de inginerii financiare și, bun. Dar ei sunt diferiți. Poate că ei, poate că ei, învățând să se descurce în lumea asta a banilor, nu Nu mai au genul ăsta de raport să zicem așa, sceptic cu privire la ce se întâmplă, știi? Nu, pe ei nu, nu, nu îi depășește viteza evenimentelor. Știi? Poate că asta e toată chestiunea. E o chestiune de adaptare la o lume din ce în ce mai rapidă. Mergeam merg adesea cu metroul da? și am văzut nu de puține ori bebeluși în căruț, da, fără mască, nu era nevoie la bebeluși, în timp ce restul călătorilor avea mască și mă uitam la acel simpatic nou născut, cum să uita cu mintea la toată lumea din jur și mă gândeam, zic, băi, tocmai venim pe lumea asta și asta e lumea, toată lumea poartă mască. Și în plus de asta, fiimea tocmai a făcut 16 ani. Știu da, să cum să era, că... mersi, mersi. E mare. E mare, da. Peace, love and heavy weapons. Și mă gândeam, sau mă gândesc adesea cum mă raportam eu la lume la 16 ani și cred că beneficiam de o mare naivitate, plus băiat fiind, cred că avem niște probleme mai complicate decât ea ca fată la vremea aia și cam asta era mintea mea ocupată atunci. La ea e cu tot o altă raportare la lume. Aștept să văd cât de benefică. Acum, tu să seama că toată criza asta mondială i-a dat pe toți peste cap pe ei? Că noi suntem mai... Am, Am auzit oameni care spun <laughs> care estimează că impactul pandemiei și închiderii școlilor da, pentru generațiile astea de copii se va vedea decenii. Adică va avea un impact pe Cară de, pe, pe un, o o generație. Cară de timp destul de mare. Da? Acum nu știu cât de bună e predicția asta. E evident că impactul a fost destul de mare. Copiii se bucură foarte mult, știi, când sunt împreună, nu se duc la școală, la grădinițe, fac chestii împreună și să stea acasă, să stea așa separați, izolați, câteva luni bune, Bun, deși pot să spui că, uite, e de înțeles, în sfârșit, sunt niște lucruri care se întâmplă. E marele, marea încercare a generației noastre care n-a trecut printr-un război, să fim, mai că, slavă lui Dumnezeu, nu e chiar cea lucru. mai nasoală chestie cu putință, mai ales că nu începe să fâlfâie standardul de luptă un pic mai acanat de noi la câteva sute de kilometri, na... Nu am prea vrea să, se, să experimentăm și genul ăsta de încercare, dar da, e un impact, e un impact serios. Adică încep să apară studii despre prevalența depresiei la adolescenți, da? creșterea numărului de persoane cu diverse tulburări și nu mă refer numai la cei care, hai să zicem, efecte secundare ale COVID-ului sau ce genul, nu, pur și simplu oameni care n-au mai putut să mai interacționeze cu colegii lor n-au mai avut acces la rețele sociale extinse și, și ne dăm seama că de, de dependenți suntem de socializare de ceilalți oameni. Asta este într-adevăr o problemă pentru că pentru noi este foarte complicat să stăm izolați. Noi avem nevoie, noi vorbesc de generația noastră, da? Hai să zicem 40+. Plus. Cred că și ăștia de 30+. Plus. Versus generația tânără care stă toată ziua în TikTok, pentru care Facebook-ul este old school și nu are nicio treabă, și care, mă rog, Facebook-ul vine cu treaba asta cu meta acum, unde poți să-ți construiești, părerea mea este că riscul este următorul, poți să-ți construiești o lume virtuală a ta la 16-17 ani, și să, să crești și la un moment dat, când mai iei contact cu lumea reală, să nu mai faci mare diferență și să ți-o iei destul de urât. Cred că există acest risc pe termen lung. E posibil. Acum există tot felul de... Știi, dacă vrei să vezi cum o să arate viitorul, du-te în Japonia. Cel puțin din punctul ăsta de vedere al supertehnologiei. de întotdeauna au fost cu un deceniu înaintea noastră. Și acolo sunt niște fenomene foarte interesante. Bănuiesc că au legătură și cu cultura lor. Nu știu dacă se pot exporta așa de ușor. Dar sunt niște uh, oameni care au acum 30 și ceva de ani uh, care stau în camera lor. Nu mai ies din camerele lor. Deci locuiesc cu părinții și nu mai ies din camera lor, cu, cu, cu ani. Sau se joacă pe calculator, fac diverse chestii, nu mai ies din cameră. Uh, Într-un fel, da, probabil că și relațiile astea virtuale care... Și înainte de pandemie deveneau din ce în ce nu mai importante. Adică oamenii jucau jocuri în rețea, ajungeau să se cunoască extrem de bine, dar nici nu stăteau pe același continent. Nu știu dacă ieșeau la bere sau orice alt fel de socializare non-virtuală și din motive obiective, erau cine știe, prin lume. Dar asta, apropo de chestia asta, știi? Be, de asta sunt un cu... Dar cu uite că se întâmplă... Copiilor noștri. Uite că se întâmplă o chestie foarte mișto. Deci a avut loc pe Arena Națională acum o lună sau două luni un eveniment de ăsta, nici nu știu cum îi zice, că e o subcultură a lor. Ideea că au venit niște mii de gameri care au jucat împreună pe Arena Națională, nu știu ce, final a unui joc de ăsta. Ce s-a întâmplat cu la urmă, că era... Dar da, s-a întâmplat, da, s-a întâmplat. Cred că în septembrie, octombrie, e în plină pandemie, oricum. Și mă gândeam, zic, uite, doamne, că de fapt până la urmă, știi cum e, stai acasă și te la Comic-Con. Adică, oamenii ăștia tot se, oricât de virtual ar fi, tot se întâlnesc ei la un, la un anumit moment dat. Poate că o altă dinamică a relației, adică ieșitul la bere la gărduleț sau cum ieșeam noi să jucăm, nu știu, frunza sau ce mai jucam noi pe acolo prin spatele blocului când eram o groază, e înlocuit de ei cu molu, cu alte forme de... sau cu chestii mai subtile. Se duc la laser tag. La chestia asta la studenți. Păi, deci... orice, pentru că trebuie să te miști cumva. În primul rând, trebuie să te miști, corpul tău trebuie să se te miște, te trebuie să-ți-l în fiecare zi, să dormi bine noaptea. În primul rând, asta, plus contactul uman, cu... care e foarte important. Știi, sunt atent la tot soiul de aspecte și contexte de viață, de când cu pandemia vieții. Uh, există în București uh, oameni care uh, sunt singuri, care nu trăiesc în cuplu și care au, hai să zicem, între uh, 30 și 50 de ani. Acești oameni, sau o mare parte din ei, uh, vor să se întâlnească unii pe alții și să caută pe celebra aplicație Tinder, mai Așa, sunt și da. altele, da? <laughs> Băi, când a fost valul 4 peste noi, nu ți ascund că m-am întrebat, cum se face acum? Trebuie să te duci cu certificatul verde... Ești vaccinat, nu ești vaccinat, dau eu o sticlă de vin, și vinci și cu două teste. Băi, Silviu, să știi că. Țin de la începutul pandemiei, da? deci anul trecut. Cred că sindicatul canadian, cred. Deci, deci, un fel de. Deci, un CDC, da? un fel de cum ar veni la noi. Uh, nici nu cum știu, Institutul Național de pentru bol transmit, ceva de genul ăsta, da? uh, ICP, nu mai știu cum îi zice, îi zice într-un fel, da? uh, A dat inclusiv uh, un fel de instrucțiuni cu privire la relațiile intime. Adică dacă, de exemplu, ai relații intime cu diversi necunoscuți, necunoscute... Portă mască. Uh, da, trebuie să stai într-un anumit fel, trebuie să ai puține grijă Păi să... dar ce, ce mască? E transmit. important ce mască, nu? Pot să vin cu masca mea, dar... Uh, da, știi, acum, unii experimentează cu mască de mult, nu? Că adică sunt diverse fetișuri, diverse chestii. Acum, păi, că au devenit mainstream. De când... Cu pandemia... Dar să știi că e o problemă serioasă. Adică, pe de-o parte, bun, e vorba de bun, relațiile astea umane, pe de-altă parte, gândește-te la lucrătoarele sexuale, nu? Care uh, au avut destul de nasol de suferire. Adică în alte, în anumite părți, nu în Europa, bun, în alte părți sunt mm. sute de mii de femei care trăiesc din chestia asta, uh, întrețin copii, familii, nu? Și brusc uh, n-au mai putut să mai... Uh, adică a fost destul de dramatic și... Țin minte că a fost chiar o discuție de compensare a lor în unele state unde e legală prostituția, ele au putut să aplice, nu ca orice firmă, ca orice PFA, să aplice pentru un ajutor de stat, dar săracele astea care erau pe stradă și nu beneficiau de recunoaștere, să zicem, ele au fost scoase cu totul din, din discuție. Și apropo de chestiunile astea, cât de mult o, un anumit tip de viață cu un anumit tip de libertate știi? a fost afectat de, de pandemie adică erau groază de oameni mai ales în industria asta on and off știi? proiecte în zona entertainmentului, nu artiștii care concertau, făceau tot felul de chestii de chestiuțe nu. Uh... Și era o viață destul de frumoasă, nu era 9 to 5, nu era acolo pe plantație și trebuia să ai echipi aiuri și să faci și așa. Bun. Deci era o anumită na, libertate, frumusețe, aveai o arie mai amplă de opțiuni, acum toate s-au îngustat așa. Știi pentru... cum își trimit băieții mitocanel pe WhatsApp, da? Tocmai mi-a trimis un prieten zilele astea, un șofer de tir total nemulțumit pe, pe autostradă că s-a scumpit sexul lor. Băi, și m-am gândit, băi, distribuția muncii și uite, sunt niște treburi care... dacă, dacă s-au scumpit utilitățile, s-au scumpit spusă, utilitățile... Nu știu, oamenii nu înțeleg economia, o să așa că... Nu, a zis că toate, ca toate, dar până aici. Că asta era discuția. Eu uite, cred ce că trebuie să scoate oamenii în stradă. Nu, 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 dar eu cred că statul trebuie să intervină aici. Că, Doamne, când plafonezi niște prețuri de servicii esențiale, nu. <laughs> uh, nu, nu e cea mai bună soluție economică să plafonezi prețurile, da? să bagi mercuriale, dar uite, dacă acum dacă ai un stat social și vrei să-ți. să te gândești uh, la mai multe aspecte decât astea așa clasice, nu? Ar trebui să, să dai vouchere. Să dai vouchere, da. Sunt state în Europa care dau vouchere pentru așa ceva. Da, noi nu avem încă lege. Da, în fine. În susțin, noi, în schimb, noi avem oameni care nu au ajuns în, pe culmile culturii, ocupându-se de trafic de persoane și da, prostituție ilegală și acum ne explică cum e cu adevărul, cu binele, cu frumosul. Trebuie, trebuie. trebuie, să, să fim visceralul lumii ca să poți să scrii, poate uh. să-ți Hai că avem și noi oameni care, iată, au depășit o anumită barieră, nu, de acolo, într-o zonă așa mai interlopă mai... Și asta mi-aduce aminte, știu exact ce spui și mi-aduce aminte de o scenă din Narcos când a încercat să fie parlamentar Escobar și ne, pe mie mi se pare a, a, acolo cu narcos, e clar un eșec al democrației. Adică e vorba de un eșec al democrației. Oamenii răi nu, 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 nu suportă succesul celor care vin de jos, a elitele astea care îți blochează orice acțiune. Pe de altă parte, mă uitam acum la un comentariu al unui colegi din universitate. Suntem într-o situație fantastică, da? Uh, acum, ca să trag spuza pe turta mea, uh, avem un guvern uh, în care este un ministru care nu numai că a scris o carte care nu există, omul <laughs> și a pus să zic o carte care nu există, dar uh, jurnaliștii au cerut uh, însuși o lucrare scrisă de el și el, el, el însuși, el, el le-a trimis. 10 pagini, da? de deci 10 pagini selectate de el. Deci el a selectat 10 pagini din lucrarea lui. În nu, 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 din ah. altă lucrare, nu? Da? de noastre. Și în 10 pagini erau în integral copiate. Deci, e integral. deci omul a trimis el propriu-lui plagiat la presă. Uh, și uh, comenta Emilia Șercan, care nu e vârful de lancer și zice, zice domnule, eu nu cred că se va întâmpla mare lucru cu el, pentru că dacă s-ar deschide această cutie a Pandorei, ar fi groaznic. Și mă gândesc, au trecut nu știu câți ani de la plagiatul Victor Ponta, 2006-16, cred. Păi să te da, ce mai nasoală! Eu nu, eu nu pot să-mi dau seama. E stupefiant. Am făcut știu o glumiță acum un an. Cred că fusese la tine. Am făcut o glumiță pe Facebook. O glumiță de-asta, de genul Doamne, ne trebuie o să mai terminăm cu atâta, cu anticorupție, cu toate prostiile astea. Noi, trebuie să fie românul, trebuie să fie frate, să face o coaliție mare, să împărțim bănuțul. Că, da, dacă vine banul din cer sau de la UE, trebuie să fie frăție. Și eu am scris așa, ca un pamflet. recitesc acum. Și ce din tine, hai, te rog, eu, citează. Și citează. ce văd, văd că era chiar adevărat. Adică chiar adevărat, Era exact ce scrisesem în glumă s-a întâmplat. Și atunci, apropo de cum am început descrierea, normal că ești un pic pesimist Nu, adică, chestiile cele mai absurde la care nu te-ai fi gândit acum un an, doi ani, trei ani, nu? uite că se întâmplă și se întâmplă cu aerul unei mari zbânzi. Între timp, uite, citeam o știre zilele astea pe, pe Hot News, cred, speranța de viață în România, penultima din Europa, a scăzut cu 1,4 în pandemie, dublu față de media europeană. Adică, astea sunt rezultatele. Păi, da, rezultatele sunt sinistre, dacă o să te uiți. E un raport mai amplu cu privire la starea de sănătate a Uniunii Europene. Suntem pe locul, cred că pe locul 2 sau pe locul 3. La numărul de decese din uh, cauzate de maladii care pot fi tratate. Deci, pur și simplu, uh, oamenii care mor, deși nu ar trebui să moară. Da? Deci, oamenii care ar putea fi tratați, dar care nu uh, reușesc să fie tratați. Iarăși, mortalitatea de COVID, apropo de discuția asta, uh, e deosebit de mare în România. Deosebit de mare. Adică. Uh, ceva de genul 1700 și ceva la milionul de locuitori față de 1500 sau 1200, cred, media celorlalte țări europene. Deci în România se moară așa cu o voluptate incredibilă. Toată lumea devine pe oricine altcineva, nu? Uh, medicii dau vina pe populație, populația dă vina pe medici, medicii și populația dau vina pe guvern, discuție, da, guvernul vina pe, uh, dă vina pe... Nevaccinații dau vina pe vaccinați, vaccinații dau vina și, pe nevaccinați, și, dar s-a la, la nivelul ăsta de, de, de prietenii stricate. Nu, la, 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 Bun, evident că nu toți încearcă să aruncă pisica și să creeze false probleme, false dispute, false uh, conflicte, dar la sfârșitul zilei tragi linia și ce vezi? Vezi 5 milioane sau poate chiar 7 milioane zic unii de oameni care au plecat în țara asta în ultimii nu știu câți ani, mai rău decât în, poate că doar Siria, de Siria au plecat mai mulți, fără război, au plecat foarte mulți ani din țara asta, spor negativ, demografic, nu se nasc mult mai puțin copii decât... Mor oamenii, și mortalitate și la mare, asta. speranță Dic, bă, mică de viață. Mi-ar mai plăcea un copil sau nu? Este o inconștiență să-l aduc acupă lume? Hmm. Eu aici am aș lua după oameni mai uh, inteligenți decât noi doi. Da. Uh, și vreau să atrag atenția la ascultătorilor și uh, youtuberilor și cum se numesc ăștia care în... se uită la noi pe diverse platforme, că domnul Elon Musk Domnul știu Elon spui. Musk știu ce spui da? noi avem așa un fel de uh, portret putem să-i spunem, icoană cu el așa la un la ne așa, e un personaj interesant e un profet al viitorului ne-a spus că avem că ar trebui să ne mai populăm să ne mai planeta mulțim, da? Se vede că nu are aceeași viziune cu domnul Bill Gates, care are senzația că suntem prea mulți. Domnul Elon Musk consideră că suntem prea puțini, nu s-a tranșat această problemă încă. Eu cred că ar trebui să faci un copil. Pentru că este fan. Pentru că este fan și e foarte, foarte frumos. Da, mă gândesc la ce urmează și nu știu ce să zic. Fii atent aici, că am. Uh trebuie să arunc ceva la, la fileu. Și nu avem noi toate răspunsurile, dar măcar putem să formulăm niște întrebări. Și observ că se tot întâmplă asta în ultima vreme. Lumea a început să gândească în ștampile. Uh, cum să spun, lasă că ce vorbeam data trecută vii cu adevărul de acasă, dar am început să, să dibui oamenii în discuții și de unde și eu informația. Că e atât de simplu, știi? Dar, uh, o, o să citesc ceva. Doi, doi, mari gânditori ai secolului 20 în domeniul științelor politice, publice și administrației publice, cumva sunt pe tărâmul său, cred, Aaron Wild Vaschi și Vincent Ostrom spuneau așa. Când Cred un... că știu pe cine citezi. Da. <laughs> când un experiment social, o politică publică, o măsură legislativă, un demers administrativ X, da, este menit să aibă efectul Y, odată pus în practică, poate avea efectul contrar, da? Adică non-Y. Da, da, Așa. Vine un moment în care constați cu luciditate și responsabilitate că realitatea este și devine din ce în ce mai mult non-Y în loc să devină Y și atunci ce faci? Te oprești și spui, bă, ce se întâmplă? Asta dacă ești un fătălău. Asta că ești un, inte un intelectual de-asta critic, da? genul de oameni care suntem noi, care nu avem forță, nu avem vitalitate, dacă ai fi un om de acțiune, da? Vă dau două exemple de intelectual versus om de acțiune. Vladimir Ilici Lenin. Multă lume nu știe, dar a chiar a fost un intelectual, a fost un specialist. E nișat. Da? În critica marxistă. Și am îmbunătățit marxismul. El a aplicat politici publice respective, s-a uh venit -huh, la putere uh -huh. și a observat că mureau de foame, pentru că o parte din populație, populația rurală, nu dorea să participe la aceste politici generoase, să hrănească proletariatul din munca proprie, nu, nu vrea, oameni răi. Și atunci a fost necesar, fiind intelectual, deci un om de reflexie, nu de acțiune, să modifice politica lui economică și să pornească o nouă politică economică, așa numitul NEP. au făcut niște concesii. Și au dat seama că nu merge și au făcut concesii. Lângă domnul intelectual, tovarășul intelectual Lenin, era un alt tovarăș și am putea spune intelectual, tovarășul Giugajvili. Era tovarășul Giugașvili, un om Scuză-mă, mult iubitul și stimatul tovarăș Stalin, pe numele său ah, Giugajvili, care, tovarăș Giugajvili, a observat slăbiciunea tovarășului Lenin. Lipsa de fermitate. Nu? Și a aplicat el, ferm, un pic mai încolo, niște politici. Noi le-am spus Holodomor, sau genocidul ucrainian. Da? Adică nu e necesar să facem ceea ce spun uh, domnii specialiști. Nu, nu, nu. Putem foarte liniștit să mergem înainte cu politica noastră Bă, corectă din punct de vedere ideologic sau uh -huh, uh -huh. așa, și să aplicăm uh, mai multă violență, nu? Adică oricând cu mai multă... Știți, cu, cu un ciocan mai mare, adică uh, avem o paletă de opțiuni, nu? Sigur, putem să încercăm să schimbăm uh, scula cu care încercăm să nu rezolvăm ceva, pentru că vedem că nu merge, sau luăm un ciocan mai mare și ciocănim până când intră. Uh, din păcate, uh, ceea ce spun cei doi, <laughs> uh, necesită un anumit gen de... Reflexie critică care să fie în egală măsură dublată de o inteligență practică. Eu nu văd decât fanatism, irresponsabilitate și incompetență, dacă mă întreb. Mai există ceva. Situația e destul de complicată. Și, și niște, business, niște monkey business-uri urâte în spate. Există și monkey business-uri, există întotdeauna o, o zonă așa gri, dar mai există o chestie care se numește dependența de cale. Care e o chestie destul de serioasă. Și anume, ce spune chestiunea asta? Că odată ce ai început ceva, da, încep pentru că folosești chestia respectivă, chiar dacă nu e optimă. Și să cântem vai exemple. una dintre exemple e cartamentul, cum îi spune, șinelor ferate. Da? Deci, distanța asta dintre șine pe care o avem diferit noi acum... la ruși față? Da, diferi, evident că diferit la ruși, pentru că, da, bo, din vari motive, nu e distanța optimă. Deci sunt niște calcule inginerești da? care îți spun cât de late trebuie să fie șinele ca să poți să transformi în siguranță o încărcătură de atâtea tone pe osie pe nu și, și calcule. Și a făcut un englez un calcul și i-a dat mai mare. că adică, nu trebuia să fie așa de a făcut-o mai mare. Doar că până să vine el cu calculele astea, majoritatea a făcut să deja pe ecartamentul vechi. Și costa foarte mult să schimbi tot. Da? Deci, și ăsta e un exemplu clasic de uh, situație suboptimală în care devii uh, prizonier. Deci te-ai apucat și ai făcut totul. O altă exemplu cu Edison, da? care a făcut el un sistem pe curent continuu care era mult mai puțin eficient decât sistemul Tesla pe curent alternativ. Și-a luat nu știu cât timp ca să se treacă de la sistemul mai eficient, de la sistemul mai puțin eficient la cel eficient. Acum, în momentul în care și la noi, da? Uh, ai niște costuri de schimbarea politicei. Câteodată costuri care nu sunt decontate direct sau sunt decontate pe alte paliere. Deci e posibil să fie decontate costurile electoral. Da? Tu le-ai zis că trebuie să facă nu știu ce, nu? Și acum zici și nu mai trebuie să faceți asta. Da? Și dacă ești într-o democrație, cineva ar putea să zică, domne, minți sau ne-ai păcălit. Da? Și s-ar putea să nu-l fi păcălit, ci pur și simplu la momentul T0, În tu să fii ala calculat a fi luat... cumva, uh, ai încercat și tu să găsești o soluție. N-a fost soluția cea mai bună, dar nu ți poți da seama decât retrospectiv. A? Deci, prospectiv, tu ziceai că asta e soluția cea mai bună. Și ar trebui să vii și să spui adevărul și să zici, domnule, am greșit. Știi cine a spus chestia asta? Apropo de politicieni. Unul care și-a mușcat limba după aia unul Gheorgh dacă îl mai ții tu minte. Nu știu despre cine zice. Ăsta a fost un ultimul prim-ministru democrat al, uh, democrat, al uh, Ungariei, un social-democrat care a recunoscut că a mințit. Deci a recunoscut că partidul socialist, social-democrat, uh, maghiar, a mințit populația. Uh, rezultatul a fost ăștia l-au ales pe Victor Orban. Și atunci asta și te gândești, știi? Adică, uh, ok... Ar fi corect să spui, domne, am greșit, ne pare rău, încercăm să rectificăm greșeala, dar sunt costuri. Și atunci, dacă ești un politician sau un om care depinde de anumite nu, reacții ale publicului, ce o să faci? Păi o să faci ce? Vedem că se face de 1984, inventezi un nou război, nu? Wag the dog! Da, mai faci ceva prin Bosnia. Uite, chiar acum în Bosnia ăștia vor să iasă. În Ucraina mai apare nu știu ce. V vorba în... unui prieten zice, bă, să desparte Bosnia de Hercegovina, nu ne despărțim noi oamenii de noi Știi? Am ajuns în situația asta, da. Am ajuns într-o situație... Uh, citatul pe care îl dai tu, uh, care e dintr-un prieten și uh, un om care, care sunt destul de apropiat, care este specialist în domeniul ăsta, are o carieră academică impresionantă. Da, am, am rezonat cu acest și uh, chiar a fost elevul celor doi, uh, deci chiar uh -huh. a avut legături cu ei uh, directe. Uh, vine într-un context uh, în care uh, încearcă să regândească, dintr-o perspectivă rațională nu? Uh, și critică, uh, deciziile de politici publice care au fost luate în ultimii doi ani. Nu numai de uh, autoritățile din România. E vorba de autoritățile, în primul rând, din lumea civilizată, pentru că acolo sunt mizele. Mari. Băi, e foarte bizar ce s-a întâmplat. Adică ne-am trezit peste noapte cu niște state totalitare. Uită-te uh... ce se întâmplă în Australia, în Noua Zeelandă. Uh, da, Uită-te chestiune... ce se întâmplă de câteva zile în Anglia, uite te în Austria, de Italia nu mai zic. Continuă. Uh... Lista continuă. Da, lista continuă într-un sens în care foarte multă lume e luată prin surprindere pentru că nu sunt la curent oamenii și nici noi în zona universitară nu prea vorbim despre chestia asta din niște rațiuni mai degrabă ideologice. Nu înțeleg ce spui exact. Păi da, ok, hai să ridicăm așa un pic vălul ignoranței. Deci, cam în ultimii 15-20 de ani, hai să zicem mai acut în ultimii 10 ani, există o Val de direcție schimbare. la nivelul comunității epistemice, hai să zicem așa, ăștia care gândesc despre ce o să se întâmple, deși unii iau în de termenul. Vizionarii cetății, da. Ce? A, așa, care converge către susținerea unui anumit tip de regim autoritar, uh, necesar pentru a ține sub control. Să a uh, și pe aici, cred că pe vremea nu se scosunea un despotul luminat. Hmm. Bun, noi aveam o problemă cu despotul luminat... Uh, Personală Personal, loco, local. Dar nu, oamenii ăștia sunt oamenii care sunt... Nu, nu vin din contexte de-astea culturale viciate de un anumit tip de istorie. Sunt oameni care se uită la viteza tehnologiei și uh, trag niște concluzii. Și concluziile sunt uh, relativ sceptice. Deci îi spun ceva de genul ăsta. Deci asta e o discuție care are loc de vreo... Cel puțin două decenii, dacă nu chiar mai mult. Da? Probabil că e de vreo trei decenii, dar nu a fost publică. Nu știu de ce, m dus cu gândul fix la una bomber. Da, păi el săracul a, a încercat să zică el. ceva atunci. A, a vrut el să spună niște lucruri, dar nu numai el. Sunt da, în ultimii 200 de ani de când tehnologia a luat avântul pe care l-a luat. 300 de ani. Da? Burns... Robert Burns, un poet scoțian care scrie împotriva, cum îi spune, furnalelor și chestiilor astea. Și nu mai, sunt mulți care fac chestia asta. Dar sunt unii în avangarda tehnologiei care zic ceva de genul ăsta. Da? Domne, tehnologia devine din ce în ce mai accesibilă și e din ce în ce mai avansată. Asta ne arată că e o chestiune de timp până când poți să faci acasă, cu chestii luate de pe net, o armă biologică. Da? Deci, pur și simplu, citești pe net ce se întâmplă. Da? Chestii publice, deci nu uh -huh, uh -huh. chestii secrete o să care au ieșit din Wuhan. Ce se întâmplă în Australia acum, fix în zona AI, și a guvernului. Vă zic, mie. Și. Deci, bun, apar chestii de astea, apar tehnologii, apar tot felul de indivizi, și exemplele cele mai bune sunt momentele în care intersecția dintre tehnologia care a devenit ubiquă da? și un anumit mod inedit de a utiliza. Da? September 11. Mm -hmm. Tu îți dai seama că oamenii ăia n-au făcut decât un singur lucru. Au luat ceva ce exista și l-au băgat în ceva ce exista. Adică un avion l-au băgat într-un turn. Ceea, care ce e... a, ceea ce a dus la justificarea mai multui control. E, e adevărat, dar gândește cât de ușor e chestia asta. Adică uh -huh. bă, e suficient, de exemplu, bine că nu s-au gândit să intre cu chestia aia într-o centrală nucleară. Știi? Uh, și s-au gândit să intre în niște turnuri, o chestie simbolică, i au încercat să-l dea da, 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 jos da, da. și înainte, știi, că aveau eu o chestie, că acolo e The Evil Corporation, da? Uh, și oamenii ăștia s-au gândit, domne, mâine, păi mâine ajungem în situația în care uh, trei tâmpiți și fac un experiment, uh, nu, în spatele și fac antrax, ceea ce s-a și întâmplat, mm -hmm. Uh, alți nebuni nu mai știu ce găsesc ei niște chimicale, le combină, află ei pe internet nu știu ce și fac cine ce bombă Alți murdare. în mediul universitar făceau experimente cu LSD și alți. Uh, Bună, ea ăia uh. săraci. hai da, că am schimbat. <laughs> nu, dar ideea interesantă că am citit articolele astea și unul m-a șocat și pe mine pentru că venea dintr-o zonă, adică înțelegeam că venea din zona asta, de la noi, din Est sau din zona chineză fix din uh, inima libertății. De la mama lor, de la ăia care au făcut Magna Carta. Nu? Deci ăia care au inventat uh, sistemul ăsta, așa, libertății. Ajunge și acolo. Ăia vin de -o, de -o. acum și zic, domne, nu ar trebui să cam avem o supraveghere non-stop a tot? Pentru că cu cât tehnologia se dezvoltă mai tare, cu atât statele devin din ce în ce mai feudale. Mie mi se pare că asta este trendul cel puțin de când a început pandemia. E o discuție foarte complicată. Există un vis umed al unor elite din zona occidentală, care tot speră să ajungem toți ca în China. Deci lor li se pare că sistemul ăla e sistemul cel mai bun. Sigur că oamenii, chiar chinezii, nu vor să trăiască ca în China. Bun, dintr-o dintr perspectivă a controlului, Probabil că sistemul chinez este cel mai avansat. Da. Deci iau. Dar atenție, chinezii n-au inventat tehnologia Tehnologia inventată de, de piața liberă. Da? Deci, tehnologie de supraveghere pe care noi o vedem e acum. E important în China de spus asta, da. Este pur și simplu aplicarea fără uh, restricții a unor tehnologii care au fost inventate în Statele Unite uh, și în Germania. Deci, sunt tehnologii care sunt inventate din anii 60. În anii 60-a recunoscut că s-au inventat, dar știi cum e mm -hmm. vorba aceea. Sunt cu 40 de ani înainte. Da, am văzut toți Dr. Strangelove și știm cum se salută savanții de la NASA în anii 60 <laughs> da. Deci lucrurile nu sunt de ieri de azi. Și e o chestiune care e într-adevăr foarte complicată și e un balans foarte fin. Pentru că, pe de o parte, au dreptate realmente cu, nu, cu catere de... Gândește-te totuși, măi, dincolo de tot ce conspirație, da? Deci niște indivizi au luat niște catere, luat niște catere de alea de mai late, da? Mm -hmm. Au atacat un avion și au, au, au făcut 3500 de victime. Păi, deci o eficiență demonică, da? Cu low... Nu e chiar low-tech, deci asta nu e, e chestia interesantă. A, a funcționat ca și cum ai, ai, ai dat cu ciocanul, cu un ciocan într-un server foarte performant. Exact, exact și de asta serverul e. ăla performant depindeau spitale, curentul electric, centrale atomului nuclear, adică toate uh -huh. depindeau de chestia asta și tu vii ca, nu, mizerabilul și dai cu toporul în el. Până să se întâmple toată această concentrare tehnologică, nu puteai să dai cu toporul o singură dată și să crape tot erau dispersate, nu? Acum există foarte mult această chestie. Uite, azi de dimineață citeam că au intrat în panică ăștia că nu știu ce sistem Java de operare are un bug care permite hackerilor să acceseze servere de astea gigantice. Și vorbim de companii gen Amazon, adică Mm -hmm. giganți. Și acum uh, e. -a o descoperă rapidă de, de, de. să acopere portița asta. Și te gândești, uh, ajungem ca în filmele astea stupide în care un puștan nu, stă un puștan Vai, vrea să facă nu știu da, ce și apasă trei butoane și se naște. Mirarea în... mea în tot soiul de discuții în contradictorii pe care le am cu niște prieteni este, băi, Parcă n-am citit acelea SF-uri, uite că am ajuns cumva într-unul. Am văzut o știre zilele astea despre o campanie care se întâmplă acum în Australia și care promovează un sistem AI de pe care orice cetățean poate să-l acceseze în momentul în care are nevoie de serviciile guvernului. Asta ce presupune presupune tot soiul de autorizații pe care trebuie să ți le -ai de la stat în caz de ai nevoie să faci ceva cu ele, presupune plătitul de taxe și mai presupune uh, uh, situația ta medicală. Acel certificat verde, totul băgat într-un sistem AI cu niște algoritmi pe care cineva i-a băgat acolo și se promovează ideea de trust uh, în toată povestea asta. Uh, it's a trustful thing. Odată am avut acest șoc, mai că încă nu poate să dea un SMS, ea nu este, a reușit cumva performanța pe un smartphone să-mi blocheze numărul, nu știe ce a făcut. Deci avem, o, avem această parte de populație și avem acest vârf de tehnologie AI care brusc și peste noapte o să intre în viețile noastre, probabil prea curând. Habar n-am ce și cum o să se întâmple cu el. Un prieten chiar îmi spunea, zice, bă, lasă că e pericolul rusesc și chinezesc, că vine aiul și ne mănâncă cu, 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 cu totul. Să știi că are dreptate. Pentru că este un sistem în care bași niște algoritmi, nu știi ce calcule să face el acolo și la ce viteză și uh, cum ți le pune, plus o să pună mâna și altcineva. Ok, avem acum, hai să zicem că avem acum în Australia, da, dau acest exemplu, un guvern de încredere. Poate următorul nu o să mai fie și are control pe aia ăla. Acum, ce să spun? Hmm, băi, la un moment în dat, vita... nu, apropo de momentul în care suntem, nu? Sărbătorile astea de Crăciun. La un moment dat, nu mai știu cine spunea. Am auzit și eu la altcineva, dacă România ar fi avut tehnologia de acum, nu mai exista creștinism. Deci, ce e adevărat. Deci dacă ei ar fi avut tehnologia de acum, da? să poată să pună în practică o represiune serioasă. Da, am înțeles ce zici, da. Da? Japonezii au avut tehnologia represiunii suficient de puternică să scoată creștinii sunt în Japonia. În epoca Shogunatului. Deci au reușit chestia asta. Prinsesă acolo o puțin cheag. Prinsesă creștinii cu ajutorul portughezilor au ajuns la un milion. Și băieții au exterminat până la ultimul. Și câteva sute de ani n-a mai călcat picior de creștin acolo. Bine, cu ajutorul olandezilor, pentru că întotdeauna există niște frații care dau un ajutor așa... Și dacă, te, ui, dacă te uiți la istoria omenirii, o să o că progresul lear pe care l-a avut și vorbesc în calitatea de unul care nu-i tocmai un foarte bun creștin de fel, dar îl, progresul real pe care l-a avut l-a avut pe această platformă a creștinismului. Creștinismul a dus și la dezvoltarea medicinii, și la dezvoltarea tehnologiei și așa mai departe. A permis treaba asta. Acum. Acum. O dai uite, la o parte și cu ce înlocuiești exact? E o situație Doar foarte o interesantă. formă de control? de exemplu creștinii din societățile astea din vest da? sau unii dintre ei au tot felul de discuții. Unii dintre ei spun, domnule, ar trebui să ne retragem de societate ceva asemănător cu primele secole. Ăștia s-au retras în comunități monastice cine știe pe unde, da? Uh, și spun, domne, societatea modernă e din ce în ce mai puțin compatibilă cu creștinismul. Acum nu știu ce să spun cu ce să va fi înlocuit așa, la scara nara unei narațiuni complete, na? Da? deci o poveste completă care să acopere tot. Nu cred că va mai exista o poveste de tipul ăsta, dar am senzația că nici nu mai e necesar. Știi? Pentru că, uite, modelul, modelul care a fost testat, nu? Da? modelul microbulelor, da? camerelor de ecou minuscule, știi? Deci până acum, nu ca să poți să dai un sens, trebuia să ai o narațiune de asta mare, amplă, care să ia la bord pe toată lumea, nu? Trebuie și femeile, și pitici, Marketing. și tinerii, și albaștri, și galbeni, și nu să se regăsească. Și era Băi, deosebit de complicat să o poveste, găsești un mesaj care, comun. Care, este o poveste care stă de 2000 de ani în picioare și cam singura care reușește să explice cât de cât pe fiecare cât să poate zi, să înțeleagă pe ce căutăm noi aici. Cea mai de succes în termen de subscribers, <laughs> da. Cea mai, cea mai de succes platformă în termen de subscribers este într-adevăr creștinismul. Pur și simplu, în acest moment, cei mai mulți oameni au aderat la această credință. Dar acum a apărut tehnologia asta, metaverse, Facebook, whatever, da? care a fost deja testată, în care nu mai e nevoie de narațiune ample. Care să prindă pe toată lumea. Ce este suficient să te duci în bule foarte mici și să-ți adaptezi mesajul exact la ce vrea bula respectivă. Ce face Facebook? Exact algoritmi. ce face cu algoritmi mm -hmm. și nu numai Facebook. Adică, Și atunci, tehnologia îți permite pentru prima oară să, o să folosesc un termen teologic, așa sper să nu vexez pe nimeni, să vorbești în limbi. A? Deci, când Apostolii apogăruie Sunt Duh asupra lor, un semn al prezenței divinității nu, Sfântului Duh este faptul că ei vorbeau și fiecare auzea pe limba lui. Da? Deci ei vorbeau o singură dată și toți auzeau, asta zice, vorbitul în limba. Da? Fiecare auzea nu? ca și cum ar fi vorbit limba lui. Asta nu era posibil până acum, nu? Führerul când vorbea la acest microfon sau... Predecesorul acestui microfon nu vorbea în acea limbă care trebuia decodată. Nu? Deci, noi, în România, l auzeam, dar nu înțelegeam ce zice. Da, forță. Da, nu. Simțeam acolo că e ceva autentic, nu? că a, a suna într-un anumit fel. Eu cred că discursurile alea l-au ținut. A, probabil. El e, el e unul dintre utilizatorii geniali ai noilor tehnologii. Adică, apropo de noile tehnologii, apropo da, de noile vreau de vreau tehnologii este e, 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 e și asta o discuție. Ce facem în contextul acestei tehnologii, acestei, acestui salt tehnologic? E o ruptură. Da? Deci asta este o tehnologie distructivă a asta lui Facebook. Ea va înlocui tehnologiile cu un singur emițător care dă un mesaj nediferențiat. uită te la noi, suntem și pe radio, foarte old school și suntem și în toată lumea. Dar pe noi încă mai avem un mesaj coerent, adică Subscribe. știi? Deci când ne ascultă cineva, dacă nu-i nu, nu convine, nu schimbă postul. E cum ar fi, de exemplu, ca momentul în care radioul care percepe că l vrea să schimbe postul, noi nu am mai fi noi, că noi nu suntem capabili de multitasking de asta, ar fi o inteligență artificială și el, în momentul când apasă pe buton, și imediat discuția se schimbă pe un subiect care îl interesează. Am văzut mai nou de o tehnologie la care lucrau unii, se vorbește să-ți bage publicitate în vis. What? Uf, timp, au mai încercat ei să facă o chestie de genul ăsta, a fost interzis în statele unite prin anii 50, au încercat să subliminale, cu mesajele subliminale, mm -hmm. adică și era destul de eficient, adică a fost testată. Da, 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 era în, în 24 de fotografii, că mm -hmm. are, are o secundă, era a 7 Da, băgaseră acolo și ceva o chestie. să de pildă, spuneam un săpun da și uh, tu nu-l vedeai, dar retina ta îl în îl transmitea ca informație la creier și în două, trei zile, da? Dacă nu chiar a doua zi, te duceai și îți luai săpunul ăla. Da, îl recunoșteai. Da, da, da. Deci tehnologiile astea de manipulare subtile există de ceva vreme. Noi ne-am opus cât am putut, dar acum discuția pe care, la care am asistat, online evident, așa, era exact asta. Bă, deci noi avem o tehnologie nouă în istorie, când cineva a pus mâna pe o tehnologie nouă, un populist, un demagog a făcut haos. Uită-te ce s-a întâmplat în Germania. Uh, ne putem noi permite acum să lăsăm pe oricine la tehnologia asta? Asta e o discuție interesantă apropo de democrație și de libertate. Uh, mai e un aspect pe care vreau să-l subliniez acum. Cred că este pentru fiecare stat de pe planeta asta... În momentul de față, cred că este un exercițiu, mai ales astea care se pretind a fi democratice, este un exercițiu de cât de puternic este Parlamentul să mențină statul democrat. În continuare cu, cu vot, cu ce vrea cetățeanul, cu ce vrea Și poporul. Și gândește-te, Silviu, că noi acum discutăm într-un context în care ni se spune din anumite centre de putere Că suntem într-o epocă a recrudescenței populismului. Adică, din ce în ce mai multe partide populiste, demagogice, au din ce în ce mai mulți reprezentanți în Parlament. Da? Uh, și dacă stai un pic să te gândești, nu poți să spui, da, domnule, uite, au început ăștia să vină, care discută, n-ar fi mai bine să ieșim de nuie, n-ar fi mai bine să ieșim de NATO, n-ar fi mai bine să facem altfel decât restul, nu? Ceea ce, evident, e un discurs uh, care poate fi foarte ușor uh, catalogat ca fiind demagogic sau populist. Da? Și nu-l vedem numai în România, îl vedem în Italia, îl vedem în Germania, îl vedem în Franța, îl vedem în Marea Britanie cu consecința... Brexit. Ce spui tu, cred că este mai degrabă o reacție care... Uh ar putea fi chiar sănătoasă la, la aceste politici progresiste care se impun. Da? A, asta spune autorul din care ai citat fragmentul respectiv. El zice, domnule, stai o secundă, la da? asta să ne gândim oamenii ăștia pur și simplu au nebunit, adică ce s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat. Da? Și, Cineva a dezamăgit. Și aici, apropo de citatul din Vincent Ostrom pe care îl dăduse înainte, da? Bun, deci cineva a fost foarte optimist prea optimist. O politică de integrare de un anumit fel, politica naiv, parția la eșa, nu a spun. da, naiv într-un sens, că sunt oameni destul de inteligenți. Asta nu îi scutește să fi naiv în anumite privințe. Și politicile nu au dat rezultatele scontate, poate nu din vina lor, poate că au fost contexte care au dus la bun cum ar fi, ar fi criza financiară, da? Nu s-ar fi gândit nimeni să discute despre Brexit dacă nu avea loc criza financiară din 2008. Dar atunci lucrurile au fost duse la o limită și oamenii au început să se gândească la niște lucruri. Da? Adică, băi, stai o secundă, nu e chiar ok. Ce politici spunește. ăștia? Acum, de exemplu, avem o dispută care are în centru politicile energetice. Da? Și dacă urmărești disputa asta, o să vezi că sunt două mari viziuni. Da? Deci e o viziune care zice, domne, politica asta pe care noi am adoptat-o e o politică bună, dar lăsați-o un anumit timp ca să producă efecte. Și alții spun, dar efectele pe termen scurt sunt creșterea aproape necontrolată a prețurilor la energie. Deci va face nesustenabil mixul energetic existent, nu cu cărbune, cu nu știu ce, cu gaze și așa mai departe și atunci oamenii se vor revolta. Și oamenii ăștia care spun asta spun și atunci când se revol, vor revolta nu vor respinge doar o politică. Știi? Uh -huh. Adică în momentul când o să pună un pe topor nu o să se oprească doar la fereastra care a scumpit covrigii. Da? o să se foc la tot molul. Da, 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 se propagă. Se va propaga și atunci are rost să-i provoci pe oameni. Uite ce o să întâmple în Franța. Franța, Și de John. Ăia au ieșit, au pus mâna pe Benar în momentul când Macron le-a mărit prețurile la, cum se zice, diesel, la motorină. Acum nu știu, să mă ierte Dumnezeu. Sigur că trebuie să nu mai emitem atât de multă poluare. Nu intru în discuția cu încălzirea globală, asta e complicat. Dar așa, zic românește, așa, ca da la... ca din vecinătatea da, Sinteștiului, ca Cineau din vecinătatea așa, aici, ca aici da? la noi, da, da lângă la copaceni, da? da? Nu e bine să ardem chestii și toate chestiile astea să intre în plămânii noștri și ai copiilor noștri. Adică în momentul când ai cancerul pulmonar, a treia cauză de mortalitate în România, care e cancerul pulmonar, să mă ierte Dumnezeu, dar e evitabil, că adică da, nu apare așa că fumăm ca nebunii toți, că nu suntem atât de mulți fumatori. Că, că nu că vorbim de asta, a intrat în subiect, ok. Uh, uh, deci, noi cam respirăm un aer de rahat. și. Uh, în București, da. În București, cu atât mai rău. Nu numai în București, că și pe la Cluj și chiar și pe la Brașov e nasol. Ajuns să fie nasol în Brașov. Da, asta e îngrijorător. Uh, bun, și atunci trebuie să faci ceva, nu? Uh, dincolo de toate discuțiile, că, domne încălzire globală, CO2 și astea care sunt problema... Bun, e o problemă globală, dar greu de. Greta bla, 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 acolo, da, da, de de acolo de unde e ea în problema cu Dar faptul da. că fimiu sau fata ta nu tușește de două ori mai mult decât ar tuși dacă ar sta în Germania, e o chestie nasoală. Mm -hmm. nu? Și ne privește pe toți. Și atunci ar trebui să facem ceva. Da? Ar trebui să facem ceva. Ai s gândit... Ce trebuie făcut nu are legătură cu politicele alea. Păi asta zic, ai noștri s-au gândit, ai noștri s-au gândit. Și am zis, doamne, care e cea mai nasoală chestie? Au luat așa treptate, mai nasoală chestie, e cărbunele. ne s arzi niște pietroaie niște lemne. Da? asta cea mai nasoală chestie. Hai să înlocuim chestia cea mai nasoală cu chestia a doua cea mai puțin, mai puțin nasoală. Gazele. Da? Gazele. Ok, pui gaze. Uh, dar ce o să se întâmple când toată lumea o să aibă uh, nu, o chestie de a gaze? Și uite că a ieșit acum o, uh, un studiu uh, în complexele astea în care toată lumea și-a pus centrală. Asta și că s-au debranșat mulți. Da, da, da. pus mult mai mult. Uh, incidența cancerelor legat pulmonare a crescut de 4 ori. Uh, ok. Păi, deci este șocant. Și respectivul om de știință explică, propune un mecanism legat de arderi incomplete și bineînțeles că propune și o, o soluție paliativă. Și domnule, nu avem acum, nu putem să îi punem pe oamenii ăștia să revină la sistemul centralizat pentru că în unele locuri a dispărut. Nu, no, mamuții aia care pompau și energie, dar făceau și nu știu ce, au dispărut. Și două soluții mi-au mi de bun simț, sincer. Zice, domnule, hai să gândim un sistem de tubulatură cu filtre la care să se mufeze toți. Deci să nu mai scoți tu centrala pe de aerisire, da, da. Na? Uh -huh. ci să faci așa un fel de tubulatură, zice, cu niște valve gravitaționale care să nu speri. În sfârșit, o chestie destul de mișto inginerește vorbind, nu mă pricepe foarte bine, dar mie mi s-a părut mișto. Și uh, care ar fi diminuat efectul acestei chestii? Dar... Uh, gândește-te și tu, Silviu, deci dacă noi am vrea să rezolvăm pe bune problema, da? ceea ce ar însemna probabil trecerea la un sistem de încălzire fie pe energie electrică nepoluant, dar care ăștia au calculat că ar, am cheltuit de trei ori mai mult pe kilowatt, ceea ce este nesustenabil, Deci, ce este nesustenabil, sau să revenim la sistemul de încălzire centralizată, la clasic comunist cu așa, care numai în București ne costă 1, nu știu câte miliarde. Adică... Bine, acum -a putea să zice că mai bine decât să cumpărăm avioane, mai bine făceam <gântuia> sistemul ăsta. Sau decât să cumpărăm vaccinuri, sau decât să cumpărăm mai știu eu ce Dumnezeu a mai cumpărat. Da, catedrala, așa, așa, așa. Sau catedrala mm. sau nu știu ce. Puteam să dăm banii, nu. Dați banii la copii, nu mai aruncați banii pe prostii. Treaba asta cu, cu poluarea este o problemă destul de serioasă. Ce este pogubos în toată povestea asta, băi, sunt niște politici care nu presupun mare lucru decât că ne certă Greta, decât că ne certă Greta că i-am stricat planeta, dar e un bla-bla-bla de la cap la coadă, nu e nimic concret. Și, băi, nu poți să închizi industrii peste noapte. E o nu chestiune... Pot să... Bă, da, nu mai folosiți telefoanele mobile, că și asta poluează. Uh, e o chestiune în sfârșit. Deci, nu mai creșteți vaci. Există o explicație obiectivă și o explicație subiectivă, da? Deci o explicație obiectivă e ceva de genul cum funcționează mintea umană uh, și anume procesele cu cauzalități complexe care trec de un anumit grad de complexitate sunt incomprehensibile pentru majoritatea lumii. Deci cum interacționează toți factorii ăștia, da? De se ajunge la un anumit efect nu poate să pricepă chiar toată lumea. Adică, toți suntem egali, toți ar trebui să pricepem, dar adevărul e că nu pricep. Și aici se vede când te uiți la, nu știu, chestiuni de vârf ale științei. Da? Consensul de la cop îți dau un exemplu. Mecanica cuantică. Păi, nu o pricep decât câțiva oameni pe Pământul ăsta. Real. Restul, metafore, nu. analogii, chestii. Și când ajungi să spui o chestie care e chiar complicată și nu e ușor de înțeles, majoritatea oamenilor încearcă să o reducă la chestii pe care ei le înțeleg. Da? Măi, da, deci, uh, ce spuneam eu este că au făcut în zonă asta mistică, e ceva un mistic acolo. Și asta e partea numărul 2. Da? Deci partea numărul 1 e că climatologia, da? deci știința asta a unor interacțiuni deosebit de complexe la nivel planetar, cu de mii de factori care intră, bun, e ceva super complicat, dar nu e o chestie pe care o înțelege fiecare om. Evident că ea, ca să ajungă să producă niște efecte în politici publice, trebuie nu scaled down, cum se spune, adică explicată pe înțelesul tuturor, și aici intervine, intervin oamenii ca noi, să zicem așa. Da? Deci influenceri, whatever, activiști, ideologi, colportori, mincinoși, pe scurt. Da? Deci cer cu mincinoșilor. și de așa prin cârcium. Da, da, Așa, spun niște povești și lumea înțelege și nu am o carte pentru filmul. Am, asta și noi în puiana lui Ocani. Da, și o deschid și acolo îi arată lui că trebuie să facă nu știu ce ca să nu, ca păsărelele să cânte. Și fi e fericit, face chestiile, le aruncă unde trebuie. E minunat. Uh, în momentul în care, uh, bun, ai mai multe chestii care se suprapun, asta e problema. Deci, pe de-o parte, este natura complexității care este complexă, ca să spun așa, și e greu de priceput, și sunt puțini cei care chiar au o viziune despre fenomenele astea, pe de altă parte, nu, lucrurile trebuie uh, prezentate uh, simplificat ca oamenii să poată să acționeze. Nu, că dacă e ceva complex, o să zicem, bă, dar oricum nu pricep, mai să, decât să stricăm, mai bine să nu facem nimic, știi? Ar trebui, cred, adăugat și că trăim în epoca în care, de pildă, poți să crezi tu o tornadă și se și creează tornade undeva în Canada. E o firmă care cu asta se ocupă, creează tornade pentru a provoca energie electrică. Uh... Înțelegi? Adică Evident că unii se pricep mai Tehnologic bine decât alții. Stăm destul de bine și la... Bun, deci sunt unii care pricep cum funcționează natura și o utilizează într-un anumit fel. Dar restul sunt nu, ca Greta, adică, băi, how dare you? E nasol, hai să facem ceva, da? Acum, e un marketing prost fără niciun Dumnezeu. Mai o chestie. Lumea e sub, supărată pe capitalism și pe societatea de văzut consum. Asta, da? de... Deși toți sunt capitaliști în sensul în care sunt pleziriști și vor tot felul de lucruri și hedoniști. Dar da. Da, nu le convin anumite aspecte din capitalism. Din societate da, atunci nu mai folosi iPhone. Da, nu, stai, nu, așa. mă iei cu chestii de-astea simple, hai să fim buni, să nu fim răi. Nu? Noi suntem persoane sofisticate, noi nu suntem reduși la câteva chestii simple. Gen, să nu fim lacomi. Da, un exemplu. Ideea este să fim rafinați, să fim inteligenți, să fie o lăcomie complexă, o lăcomie de care salon, să... De, de, de. Așa, nu ca... Nu hapla care mănâncă hamburger. Noi mâncăm na, caviar albastru, nu? Toți proștii înțeleg. Pe scurt, nu? Vrem Jucăm și... Golf. Vrem și cu așa, și cu slănina, așa, și prăjitura mâncată și tortul întreg. Și atunci fiecare încercăm să facem câte ceva. Acum, bun. E evident că nu poți să mobilizezi atât de multă lume dacă prezinți situația cum o prezintă oamenii de știință. Adică, na, cu foarte multe semne de întrebare, cu mecanisme care încă nu sunt clare, cu ipoteze, testa. E greu să testezi ipoteze la nivel planetar. Mai, mai e o problemă care se întâmplă la, la capitolul știință, știi? Tot am auzit de la gașca asta. Pe mine mă enervează foarte tare excesele și de o parte și de alta uh, și aberațiile care apar. Ai vacciniștii și nevacciniștii care se ceartă între ei ca la ușa acordului. În condițiile în care știința, în momentul de față, este limpede că s-a politizat. Și acest tras de science, tras de science, nu mai stă în picioare cum stătea. Măi, știința e o problemă cu știința. Adică, în știință pot să cred dar în guvern. Uh, nu știu ce să zic. Lumea crede că știința... Bun, ok. Plus că știința presupune dezbatere. Noi am avut o paradigmă, da? Și am înlocuit în paradigma asta un element. Nu... Credință. Sufăr de delic de opinie aici. Da. Deci noi da. am avut o paradigmă, paradigma în care era așa că vrea Dumnezeu și au venit unii care au pus un semnul întrebării chestia asta. Și au zis, domnule, hai să ne uităm la cum stau lucrurile. Iarăși, ăia sunt 0,01% ăia care înțeleg problemele complexității. 99,9% nu înțeleg problemele complexității. Lor trebuie să le livreze o chestie clară. Domne, ori e albă, ori e neagră. Da? Și atunci cineva a zis, hai, Dumnezeu, să le livrăm pe asta, că nu e nicio problemă. Bă, greșit. Trebuia un proces de educație în care oamenii să înțeleagă că viața e complexă și are multe aspecte. Da? Dar alții au zis, domnule, hai să simplificăm lucrurile, că avem nevoie de acțiune rapidă. Ceea ce nu e rău întotdeauna. Adică există momente în care ai nevoie de acțiune rapidă. Da, ja, bineînțeles. Da, deci nu și poți de să fii dogmatic în, în sensul prost al cuvântului și să spune, nu, domne, trebuie să stăi, să ne gândim la fiecare... Nu, în anumite circunstanțe trebuie să acționezi rapid. Chiar dacă greșești. E mai bine să acționezi rapid, greșind decât să nu acționezi și să existe consecințe posibile nasoale. Bun ok da asta e un fapt. Ce se întâmplă după aia? După aia suntem prinși în propria noastră capcană a minciunilor. Deci, dacă ai fi fost mai transparent, și aici se reproșează, de fapt, guvernelor: Domne, spune-le, domne, adevărul oamenilor. Băi, e o chestie nouă, nu știm, nu. Așa estimăm că va fi asta, așa, așa. Noi credem că cele mai bune soluții sunt astea. Da? Ne pare rău că trebuie să impunem lockdown, de exemplu, dar nu vedem altă soluție în momentul ăsta. Ce în momentul ăsta nu avem vaccin, tratamente, whatever, ce n-au ei. Apare un vaccin, apare un tratament, da? Ok, spune-le oamenilor următorul lucru. ne a apărut un vaccin. Are rată de succes de 95%. Da? Interval de încredere, nu știu, 70-99%. Da? Bun, deci variază între chestiile astea, o medie 90%. Deocamdată nu știm ce efecte secundare are, dar uite, până acum am testat pe 20.000 de oameni sau cât am testat, până acum au apărut chestiile astea. Frumos afișat. Da? Părerea noastră este că vaccinați-vă. E o idee bună. Dar dacă nu Adică, dacă vă vaccinați, noi avem grijă de voi. Adică ne asumăm chestia asta. Bun, tu îți bagi, o substanță. Tu îți bagi o substanță în tine, da? Uh, și atunci, noi, sistemul medical, nu, guvernul, nu, suntem dispuși să ne asumăm, producătorul vaccinului, nu? suntem dispuși să ne asumăm niște. Iam, niște asta asta, în a, asta în e narrativul oficial, da, știu ce spui. Știi? Mm -hmm. adică, bun, dar nu, nu s-a spus chestia asta, n-a fost transparență. Bun. De ce? Eu crezut că dacă ar fi. Și probabil că niște oameni de PR au spus chestia asta, în sfârșit. Că dacă ar fi cu subtilități, lumea ar trage concluzia că e ceva fișii. Că, domnei, nu ne spun tot. E ceva acolo. Oricum, toată lumea crede asta. Și s-a ajuns exact în situația opusă, în care lumea crede că e nu știu ce conspirație, că ei vor nu știu. Nu lumea. Pot să-ți vin cu un exemplu concret. Există acest scandal care așteaptă toată lumea să bubuie între doamna cum o cheamă Ursula von, von der Leyen așa soțul ei care peste noapte a ajuns în, în biroul director sau cum se spune al firmei stai că ți spun cum se numește Orgenesis așa care a inventat cum, a inventat vaccinul pentru Pfizer da, că Biontech. BioNTech, Și, mă rog, niște mesaje lipsă, e un scandal întreg, niște mesaje lipsă ale doamnei în legătură cu șefii de la Pfizer, un caz de corupție pentru câteva miliarde. Și toată lumea se întreabă de ce nu doamna Chiove și nu rezolvă o problema, pentru că este în, este în barca ei. Când ai, da. când ai asemenea pă, situații, când stai că îți mai vin cu o situație. Îți vin cu situația unui jurnalist român care scrie sau scria la un site, a scris despre această anchetă, a fost materialul da, știu, lui, știu. Da? da? Da, și a fost dat afară. Iar materialul a dispărut de pe site. Cred că... Era fost instantaneu dat afară. Adică, gen, a doua zi, nu? Nu, dar cum am ajuns în situația asta peste noapte? Delictul de opinie, iar revin la e, eterna oh, mea problemă. Băi, sim, să fi pedepsește delictul cât, de opinie. Noi cât de mult vrei să mergem în gaura... În uh, rabbit uh, hole? Da, C -c cât, de mult. Adică, adică, cât de deprimați vrei să fie oamenii după ce ascultă ce vorbim? că adică putem să avem un, 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 nivel de depresie stai că, uh, stai, că manageriabil? Abia, deja am, abia am început. <laughs> Sau vrei să fie așa ceva super negru? Ok, deci... Abia am început, mă, ce vrei uh, să... Nu, trebuie acum, să spună lumea și Mai eu. nou, uh, ce să zic... Uh, Rasa muscăm. Există o problemă uriașă uh, în societatea noastră care este conectată la multiple surse de informație și care în sfârșit până de curând funcționa... mai mult sau mai puțin așa cum descrie Noam Chomsky în Construcția consensului, da? manufacturarea consensului, are o carte, Manufacturing Consent. Foarte interesantă de citit, apropo de cum anumite forțe din media, industrie, politică, filtrează anumite mesaje și construiesc un anumit consens ca să funcționeze societatea. Deci, până la un anumit moment dat, existau așa numiți gatekeepers. Adică, existau adică tu ești jurnalist și știi cum era, directorul de, și secretarul de redacție, exact, comis, un o comisie editorială, adică ce apare -un, pe un post de radio na? Da? sau pe un uh, ziar, trecea prin filtrul unor profesioniști. Na? Da? Profesioniști în sensul care aveau experiență și știau, domne, uh, E povestea bună, e materialul bun. E materialul bun, e de ai avut public? surse. ce chestia asta? E hirse. N-ai trei surse diferite. Nu putem să publicăm asta că ne dau ăștia în judecată pentru că nu poți să dovedești nimic din chestia. Însă, știi, erau niște filtre profesionale. Unii spun că filtrele astea erau benefice. Da? Și într-un anumit sens erau. ridicau o ștachete. Nu puteai să vii cu orice mizerie să o publici dar că apar niște goi sau nu știu cine și era pe altcineva. Da, asta se publică. Bun. Publicau alții, da. În altă, alt registru, da? nu era presa națională. Da, 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 da? înțeles, nu era adevărul. Era... Silviu, deci mie mi s-a făcut rău când am văzut stenogramele discuțiilor, așa zisele stenograme, ale discuțiilor dintre uh, uh, iubita unui politician și presupusul ei amant. Deci... Căru interes public îi servește mizeria asta să-i spargi omului căsuța de uh, WhatsApp și să publici niște discuții de budoar doar ca să-l umilești pe politicianul respectiv care tu mai știți în pușcărie? Ok, el e un nenorocit, dar de ce îi face chestia asta? Și asta nu a apărut în revista Cancan. Știi, a fost preluată în media așa zis da, zi urât. Mm. Bun, asta se întâmplă. În sfârșit, ăsta e un nivel. Deci era unii care spuneau... E o karma care... Da, știu, asta e. Viața e complicată, diferențele de vârste sunt complicate, se întâmplă și la cazuri mai mari. M-am distrat ieri, pe Facebook am citit uh, cum i-a tras Cristina Applegate țeavă, țeapă lui Brad Pitt. Băi, și m a simțit foarte bine, băi. A plecat la o OPDC cu Sebastian Bach. Băi, Sebastian, adică și eu m-aș pleca cu Sebastian Bach, adică Sebastian adevărat Bach, adică nu ăla deschid Tu ai plecat cu Johan Sebastian Bach. Și aș pleca și cu Johan Sebastian Bach undeva. Dar, bun, deci există chestia asta. Deci existau gatekeepers, existau oameni care filtrau, oameni care aveau anumite responsabilitate. Uh, la un moment dat procesul s-a democratizat sau s-a aplatizat, adică n a mai existat ierarhii, cam nu apare noua zonă de media digitală în care fiecare are bloguri, are chestii, nu mai există cenzură de asta, cenzură, ghilimele, filtre. Uh, și foarte multă lume are acces la foarte multe chestii, da? Ceea ce nu mi se pare tocmai nesănătos. Eu pot să înțeleg că este un volum foarte mare de informație, că este foarte mult zgomot sau ca să spunem, mai părmunește și foarte mult căcat. Pot să înțeleg asta. Bun. Dar ce te face în momentul în care, și asta este o discuție neplăcută, ce te face în momentul în care tu ai de-a face cu niște indivizi care știu cum funcționează lucrurile și instrumentalizează anumite chestii. Și ai un război asimetric informațional. Uh, și asta... Trebuie să fii orb să nu vezi că se întâmplă în Estul Europei. Deci trebuie să fii orb să nu vezi chestia asta. Eu nu cred că numai în Est mai nou. Adică știi ce nu, observ? Nu, nu, niște nu, niște metehne este europene de aici, de marginea Orientului, dintr-o dată am început să le văd în toată lumea. Pentru că au existat în toată aici? lumea, doar <coughs> pentru că noi eram băgați sub cheiță și nu le vedeam și nu vedeam decât pe nebunul nostru, credeam că îi sunt sănătoși. Adică nu puteam să-mi imaginez niște zone de-astea de cenzură cumplite, cum am văzut aici, peste ocean. Măi, în momentul în când o firmă aici, privată cenzurează președintele Statelor Unite, închide cont, Adică, băi, despre ce vorbim? Lucrurile au ajuns la un nivel. Chris. Și atunci, Bun, ce se întâmplă? Deci tu ești într-un acest război asimetric, da? În spatele războiului întotdeauna sunt niște nenorociți care scot bani. Și de o parte și de alta. Și acum, întrebarea este, în contextul ăsta, ce faci? Îi lași pe unii să spună niște lucruri care sunt adevărate, dar care sunt instrumentalizate într-un anumit fel, cu efecte potențial Massive, adică discuția asta este într-un context particular. Uh, și ne -ne nebunia mare este că toate aceste straturi nu sunt discern, nu se discern la prima vedere. Deci ai o, ai o discuție legată de pandemie, care e oricum o discuție complicată, în sensul că e pandemie, nu e pandemie. S au coordonat, nu s-au coordonat guvernele. Deci au preferat o soluție versus alte soluții. Da? Ok. Deci asta e o discuție. Plus eterna talpă pusă pe care lumea o resimte. Da. Plus că oamenii în vest și în lumea civilizată sau în lumea liberă sunt obișnuiți într-un fel și acum a tu și îi închizi în case. Nasol. Aia nu s-au revoltat în China. Dar și vaccinezi obligatoriu ceea ce e de asemenea nasol. Vin pe, pe, pe niște experiențe foarte neplăcute care au avut loc în Franța, care au avut loc în Italia. Nu au fost niște cazuri celebre în care loturi de vaccin au fost, cum îi spune, contaminate și au murit copii. Da? Au fost scandaluri documentate în care ăștia și-au bătut joc producătorii respectivi. Deci o anumită suspiciune exista, vine chestia asta pe care lumea nu prea înțelege, e o pandemie, virusul chinezesc, e într-un laborator, nu e clar, nu l-a văzut nimeni, ni, pozele sunt făcute pe calculator, da? și ăștia ne bagă serul experimental. Serul experimental. Noi tu știm, chip, da, cunoaștem și aberațiile. Noi, noi, știm anonu, chestia asta, da. da? da. da? Bun, deci pe de-o parte vin toți ăștia, dar apropo de ce ai spus tu, da? deci, ce ai spus tu are mai multe bătăi. Pentru că nu? noi suntem într-un război de minds and hearts. Da? Deci noi Știi zicem... cum era o caricatură pe net? Era cineva de la Pfizer cu niște bani în mână și spunea dați-mi doi doctori și un jurnalist. Acum s-a vă... și publicat, ce vrei să Că, na Deci așa cum s-a publicat lista oamenilor care au luat uh, bani de la Roșia Montana Gold Corporation, nu? a fost o listă întreagă de jurnaliști, oameni de televizie, da, da, da. de radio, i-au purtat, Influen... purtat așa pe peste tot, uh, s-a publicat și lista doctorilor care au contracte cu Pfizer. Și ăsta e de tipul de iceberg, adică în lumea medicală e, se tot discută despre acest conflict de interese între marile companii farmaceutice și diversi specialiști în diverse specialități medicale, Băi, care, care este li se plătesc vacanțe, li se plătesc congrese, li se plătesc. Suntem și suntem în pragul unei, unei dictaturi din asta medicală. Pentru că companiile farma sunt mult mai puternice financiar decât guvernele, și cum o să le cumpere. Uh, ce-i strigat? Apa. Hai, apă. Compania, uh, compania, companiile farma au cel mai mare business ca volum de bani, mai mare decât petrolul, mai mare decât armele. Absolut. Sunt cei mai puternici. Sau printre. Uh, printre cei mai puternici. Și uh, e complicat să. Uh, te lupți cu ele. Asta pot să spun și din experiența mea proprie. Da? Deci, în general, de gang up on you. se strâng toți și o țară ca România, de exemplu, nu are nicio șansă. Dacă noi comentăm prea mult cu taxa de clawback, cu alte lucruri, care am încercat noi să mai scădem prețul la medicamente, ăștia oricând poate să spună: Știți, ne pare rău, noi nu mai importăm medicamentul nu știu care, și dețit. Și nu, avem un fost ministru al, uh, cum îi zice, uh, al sănătății, care a devenit renumit făcând o rețea semi-legală de transfer de citostatice din Austria în România. Nu? Deci, -a de ce? Și un documentar, da. De ce? Pentru că ei au o putere enormă de negociere și poate să facă cam ce vor ei la câți au. Și toți spun asta, adică nu numai noi, și în America, și în Franța, și în Germania, și peste tot. Nu mai vorbim de India, Brazilia, Africa de Sud, toți africanii care au probleme cu retroviralele anti-HIV, ăștia nu vor să le dea Știu, ultimele ce spui versiuni. tu? Ce spui tu? Întărește ce spun eu. E un pericol real ca ăștia, companiile farmaceutice să impună un tip de dictatură sanitară pe toată planeta care este foarte win pentru ei și foarte losing pentru noi. Și mi se pare că contextul uh, uh, creat sau nu un laborator, da? Ea zice că 51% este șanse mânușă să... pe, pe, pe toată povestea asta, pe tot acest narativ. Există un... Care, cum să spun, de la an la an este... Ce spuneți oricine acum, conspirație, o să vă vaccinați, o să vă cadă nasul, așa, anul ăsta nu mai e conspirație, înțelegi? Suntem și în situația asta. Sunt, sunt eu la conspiratorist aici de serviciu. Bun, acum există o coalizare a ăstora mari că au interese comune. Deci asta e natural. Deci o parte din conspirație poți să zici că o poți dovedi. Și atunci în, țări, în diverse țări ai diversi oameni care sunt garantul faptului că banii ăștia vor să circule. Uh, bun, dar să știi că nu e chiar așa. Și adică chiar dacă te uiți la ce se întâmplă acum... Vreau să mă înșel. O să vezi că asta se întâmplă cu complicitatea și a noastră, cumva. În ce sens? În sensul în care, bun, evident, există niște chestiuni de tehnologie și niște chestiuni de scalabilitate pe care oamenii nu prea le înțeleg ei. Hai să zicem că sunt puține companii sau puține corporații în lume care și pot face tehnologic niște lucruri. Da? De exemplu, să multiplice, să creeze un miliard de doze de vaccin în două luni sau trei luni sau patru luni. Da? După care, platforma de construcție a vaccinului Messenger ARN. Da? Tehnologia asta nu au decât câțiva în lume. Adică nu e o chestie așa. În din așa. 2012 ceva sau. Da, adică, Relativ recent. BioNTech și cu Moderna, de exemplu, au luat niște bani buni și au băgat în chestia asta. Moderna a luat bani de la Pentagon, de exemplu. Iar în 2010 le-au dat un grant și. Și AstraZeneca sunt oamenii care plătesc premiile Nobel. Da, AstraZeneca, care are o relație cu Oxfordul, adică ăștia sunt niște oameni care totuși sunt la un anumit nivel, pot gestiona niște chestii și nici ei nu le pot face așa ușor, au nevoie de o companie din India, care de fapt prepară totul în lume. Deci în India, undeva acolo, sunt niște fabrici gigantice, o companie care nu are medicamente, ea face medicamente pentru ăștia. Da? Uh, și Serum Institute se numește. Mi se pare, da? cred că sunt un institut. Și ei prepară toate chestiile astea. Deci, în primul rând, ai nevoie de o infrastructură, niște bani, niște miliarde, zeci de miliarde. Da? În al doilea rând, tehnologii foarte complicate de manipulare genetică construc în sfârșit messenger are nu? e o chestie nouă, puțină lume se pricepe de fapt la ea. Bun, și poate și asta adaugă suspiciunii. Da? Pe de altă parte, foarte mulți bani foarte mulți bani, Deci enorm de mulți bani, miliarde. Uh, e o industrie miliarde. care uh, e prosperă și va fi tot mai prosperă pentru că toți vrem să fim tineri, frumoși, sănătoși, să trăim bine, să ne bucurăm de viață, în același timp practicând tot felul de excese, adică nu frumusețea este nu să beau, să mă droghez, să fumez, să cad jos și a doua zi să fiu fresh. Nu nu să stau ca un eremit să, să mănânc responsabilitatea, și da. să nu știu ce. Da, ok. Nimeni nu vrea să trăiască cu semințe. Da? Toți vor să trăiască cu fripturi. Uh, bun. Da, asta e. Ăștia suntem și asta ne servesc. Că ei nu ne servesc altceva decât ceea ce cumva le cerem. Sigur, unii o să spună că și ei ne cam induc chestia asta discret, dar aici e o discuție complicată. Ce cred eu însă? Uh, ei nu sunt unul singur, sunt mai mulți și nu toți au acces la același tip de tehnologie. De altfel, vezi că Merck a scos anticorpii monoclonali, adică e destul de complicat să pună stăpânire pe toată piața medicală cu un singur produs sau o singură ofertă. Și, evident, toată lumea a diversificat oferta. Ce nu au înțeles unii oameni a fost faptul că unele tipuri de intervenții, cum sunt vaccinurile, sunt mai rapid, da? se pot face mai rapid decât alte tipuri de intervenții, cum ar fi tratamentele. Din diverse rațiuni. Pe de-o parte că MRNU a fost gândit special pentru cancer. Să nu, 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 nu. A fost gândit special, platforma MRN, -A, a fost gândită special ca antidot pentru arme biologice. Ah, bun, nu știm asta. Uh, sau, în sfârșit, a fost gândit, s-a plătit ca să fie adaptată pentru așa ceva. În 2010 există un grant care spune chestia asta, dat de, uh, mi se pare că DARPA, da, Agenția de Cercetare a Pentagonului, firmei Moderna. Mm -hmm. pentru construcția unei platforme bi avansate biologic, de biologie avansată, nu, nu știu asta ce, da. și care e să facă... A, e în stadiu în care am ajuns să facem... Uh, da, deci din 2010 până în 2020 ei chiar au făcut chestia Vaccinele asta vreau. și au putut să facă în jumătate de an sau cât a durat, nu? Un vaccin pentru virus nou, nu? Nu mă sperie neapărat uh, sau poate părea o exagerare această viitoare dictatură, tiranie medicală, dar există suspiciuni la ceea ce se întâmplă cu vaccinul, pentru că chiar zilele astea mă uitam la un doctor din Statele Unite care explica următorul lucru și anume, presupunând că ai ales să te vaccinezi, dacă faci COVID, șansele să te simți foarte rău sunt mult mai mici. Nu funcționează așa dacă ai probleme, cormobidități și stai să mori. Nici pentru vaccinați, nici pentru nevaccinați, și asta spune una din statisticile mai noi. Acum, ce să zic? Asta e o discuție care ar trebui purtată între specialiști. De ce spun asta? Pentru că uh, eficiența unui, unei intervenții medicale de tipul ăsta preventive se verifică, da? Cu ajutorul unor metode uh, destul de complicate, uh, în general se compară diverse statistici cu privire la incidența unor boli sau efectelor secundare, și așa mai departe. Și... Uh, aici e o chestiune destul de complicată pentru că medicina nu e atât de simplă, în sensul în care poți avea false corelații, uh, în general trebuie să. Te uiți o perioadă mai lungă de timp să vezi ce se întâmplă, uh, trebuie să vezi exact ce mecanisme cauzale intervin, uh, e destul de complicat. Adică e destul de complicat să tragi o concluzie uh, și apoi testele astea costă foarte mult. Plus, Europa, da. sau, cum să spun, suntem într-o țară în care ne-am vaccinat 40%, nu? Da, aproximativ. Aproximativ, 40%. 40 și ceva. Uh, În momentul de față suntem bine, suntem pe verde. Uh, Europa, mult mai vaccinată decât noi, se închide din nou. Uh, Bun, aici e întrebi, discuție... Bă, Stai un pic, ce uh... Și Iar mă duc să-mi fac și al treilea, și al patrulea, și al cincilea. Oricât ai fi de bună credință și hai să ne strângem Siliu, și să facem aici, să depășim această situație. Aici ar trebui să ne uităm la niște indicatori mai un pic mai obiectivi. A. numărul de teste la milionul de locuitori pe a, interval lunar. O să vedem ceva. B. A, cât de corecte sau cât de transparente sunt statisticile oficiale. Asta în este România altă întrebare. În avem suspiciuni care se pare că se confirmă, pentru că iată, chiar și Uniunea Europeană, în raportul ăsta de care vorbeam, care a fost dat publicității zilele trecute, estimează numărul de decese legate direct de COVID ca fiind dublu față de cel raportat de autoritățile române. Deci aici e o discuție de reliability. Să fii conspiraționist și... Asta. De, de, da, dar în partea cealaltă. de hate, da. În partea cealaltă, da? Deci e, e această problemă cu suspiciunea cu privire la date. Po poate să fie și invers. Multe, nu, discuția cu sau de, na, da? Unii spun, domne, n-a murit cu, a murit, adică n-a murit de, a murit cu. Atunci sunt decesele cauzate efectiv de COVID, sunt mai puține decât cele în care e coincidență, uh -huh. în sensul etimologic al cuvântului. Adică Dar se nu întâmplă dacă se, se face diferența asta. Da, se face se, se face diferența. Adică, din moment ce un... aveai oricum ceva, da? să zicem că aveai un diabet destul de neplăcut și ai mai luat și COVID și ai murit acum. Bănuiesc că te trec de Sigur. covid Gândește-te la următorul lucru. Deci, omul încearcă să stabilească o metodologie comună de raportare a deceselor de la începutul pandemiei și nu reușește. Și acum sunt modalități diferite. Unii raportează tot, alții raportează parțial, unii raportează doar dacă dublu-triplu verifică. Unii consideră că, de exemplu, unele chestiuni care apar la un anumit interval de timp după boală, nu mai pot fi legate de boală, alții consideră că sunt determinate de boală. Deci aici e o întreagă discuție, care e o discuție de specialiști, realmente, adică nu m-aș băga în chestia asta, am văzut oameni care discută di chestiunile respective. Ce spuneam, știința presupune dezbatere. Da, nu e așa de clear-cut. Da? Ce putem să vedem sunt numărul de decese. Ce da? avem și de asta mulți spun, domnule, hai să ne uităm la mortalitatea în exces. Nu mai o asignăm nimănui, nu mai zicem că e COVID, că e non-COVID. Ne uităm și vedem pe niște medii statistice, domnule, în luna octombrie în România murau 23.000 de oameni, în medie. Acum au murit 46.000. Da? No. Cum explicăm diferența? Se întâmplă ceva. Da? Vedem ce s-a întâmplat. E, acum, la vaccinuri, lucrurile sunt un pic mai complicate în sensul în care nu ai indicatori de ăștia clar, adică au murit nu știu câți. Da? Nu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, una este să testezi lucrurile în real life, alta e să faci în laborator, alta e să ai niște grupuri de control, nu? să niște grupuri țite, grup de control, alta e să o dai în populație. Când ai dat-o în populație, nu apar lucruri la care nu te-ai gândit. Pur și simplu datorită numerelor mari. Adică, dacă nu faci un experiment pe 10 oameni, o să-ți apară niște lucruri. Dacă faci pe 1000 de oameni, alte. Este lucruri. alta rata de conversie. Da, E altă viziune. Acum, iarăși, noi avem acum o tehnologie care produce niște vaccinuri care sunt miraculoase față de ce era înainte. Da? Deci, rată de succes de 95%, păi n-a avut niciun vaccin asemenea Ăștia când au 70, sunt fericiți. O, au reușit extraordinar. Măi, a asta, dacă îmi trezește ceva uh, suspiciuni, este că ceea ce se numește presa mainstream și nu numai din România, uh, odată amendează brusc o altă opinie și țin doar una singură pe, pe tavă. Și dacă ai, dacă întrăznești să ai acest revin delict de opinie, da, ești taxat ca având altă opinie, nu mai ai ce să cauți. E, nu cred că este total productiv să, să, să bă, îi dai pe oamenii ăștia la o parte. Dacă ar fi de bună credință, da, bineînțeles. Problema e că lumea nu mai e bună credință lumea lumea în general. De bună credință, pentru că s-au polarizat, s-au polarizat din diverse motive. Bun, evident, s-au polarizat mai întâi în Statele Unite, după aceea s-au. nu ca efect. Ajungem și la Statele Unite. s-a distribuit polarizarea asta e suficient ca unii să spună ceva, nu? În Statele Unite, ăia care susțineau, nu știu ce, erau democrați și automat republicanii se simțeau obligați nu? să se opună măsurilor, nu, nu adversarilor ce se lor. și întâmplă Întâmplă, și sunt 13 state care refuză vaccinarea obligatorie și. Au refuzat unii și lockdown-urile. Și faptul că au trecut că, la. știi că au mai au o problemă cu locurile de muncă. Foarte multă lume și-a dat demisia. Nu mai vor să muncească. Mm -hmm. Și cei care își caută alte joburi au început să-și găsească în momentul în care angajatorul a spus că nu trebuie să fie obligatoriu vaccinat. Și asta a, cresc, a, a dus la o, la o creștere a oamenilor care s-au rebagat în... Eu, bun, aici e o situație e. nefericită în cel mai... Adică nu e numai la noi, e Statele Unite, forst of all. Nu, nu e, nu e și în Europa, nu sunt manifestații contra vaccinului și contra lockdown-ului și contra restricțiilor în Italia, în Franța, în, și în Cehia, în, în, în Austria, în Elveția, în, în Elveția am văzut. În Elveția, bun, presa mainstream nu prea le dă, eu zic că greșește, ar trebui să le dea. De ce? Ca să știe lumea. Uite, domne, asta se întâmplă. În Germania au fost unele gigantice. Știu, dar am văzut să, căl să călcau în picioare, nu mai știu unde, în Franța și la ProTV vedeam că spămânii poate să facă yoga sub apă în Caraibe. Asta e roșirile externe. Hai mă, băieți. Uh, bun. Acum ce să zic? E o discuție în etica mass media, da? Și nu numai în etica mass media, știi? E faimoasă, definiția limitei uh, libertății de exprimare. Da? Nu poți să strigi foc într-un cinematograf uh, nu, plin. Da? Se produce panică lumea se calcă în picioare. Da? Și chestia asta nu este acoperită de limita de. Uh, exprimare. Acum. Și de câte ori fac emisiune cu tine, ai tu momentul al tău în care uh, uh, vii cu argumentul Dracului. Da, de, de, pe, <laughs> repet ceea ce am mai spus odată, dar pentru asta mă plătește statul. Deci statul român m-a antrenat pentru chestia asta, da? Acum nu știu dacă cât de util sunt sau cât de contraproductivă e abordarea asta, dar, în sfârșit, așa a crezut statul da, că merită. Am asta. anticipat ce Acum, ce se întâmplă? Hai să o luăm așa. Lucrurile sunt polarizate. E o anumită incertitudine, da? Ăia care înțeleg lucrurile, știu să le dezbată, vulgu nu știe ce să înțeleagă din dezbateri și crede că lucrurile stau, că sunt neclare, dar de fapt ele s-ar putea să nu fie neclare, ci că așa este statutul științei cu dezbateri. Și pe toată chestia asta vine polarizarea. Și vine ideea că unii au interese să subineze cealaltă parte. Și atunci, nu. Și asta auzim un fel de teorie, așa, care se spune pe la colțuri și pe la noi. Da, domne, uite, nu vedeți că toți ăștia care sunt anti-vaccin, anti-lockdown, anti-nu știu ce, sunt și pro. Uh, anumite forțe conservatoare, anumite chestii, nu? Știi. Sunt apar pe Today, nu? Că asta e chestia. Par Sputnic. Da, da, da știu, 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 Și sunt, sunt uh... da, gândit un etichetă, ce spuneam mai da, devreme. Aștia sunt curuși, nu, nu ar fi toți cu Mi-e greu să cred că a plătit Rusia atât de multă lume. E trebuie că unii ruși spun chestiile astea, unele oficine, între ghilimele, ale propagandei ruse, Uh, nu rostogolesc tot felul de fake news și tot felul de idei de genul ăsta, dar uite de ce se întâmplă în Rusia, adică bă, și Putin le zice ăsta să se vaccineze și ăștia nu se vaccinează pentru că nu-l cred și e greu de crezut că ăia Ca din și cu Rusia aici. nu sunt instrumentalizați de cine? De Rusia, adică nu se subminează pe ei. Acum noi putem să râdești să zicem Haha, a taste of your own medicine Take that, Russia! Adică tu ne-ai, cum îi spune, înveninat cu toți ăștia și acum se întoarce strategia ta împotriva ta. Și asta ar fi o modalitate simplistă de a discuta. O modalitate mai adecvată ar fi să te întrebi ce se întâmplă cu oamenii ăștia, de ce au poziția asta, unde am greșit noi de... am s-a creat uh, un asemenea val de suspiciune la adresa unor metode de intervenție medicală uh, care totuși uh, nu sunt ne... Adică campanii de vaccinare au tot existat. Nu e... N-a vorbit nimeni de dictatura medicală în cazul poliomelitei, știi? Adică uh, totuși e greu de crezut așa că au mai existat lucruri de genul ăsta uh... Păi contextul în... e bizar. Co și contextul Și bizaritatea e bizar. contextului și faptul că nu ne-am întâlnit niciodată cu o situație de asta, oricum te pune puțin pe gânduri. Stai, frate, că s-a schimbat viața și... Apropo de ce spui tu, ziceai de, 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 de dictatură medicală. Există un filozof și un curent întreg sau un grup de oameni care se gândesc uh, la ceea ce se numește biopolitică. Un fel de încercare de a utiliza diverse tehnologii ale vieții, nu chestiuni medicale, uh, ca să construiești un fel de uh, structură echilibru de putere, da? Și foarte mulți, nu știu, nu foarte mulți, o parte din filozofii europeni, de exemplu, discută despre această utilizarea tehnologiilor de tip medical pentru a, a, a obține puterea, a acapara puterea și așa mai departe. De ce? Într-un fel e simplu. Nu, oamenii se tem pentru viața lor, se tem pentru sănătatea lor și atunci a, oricând pot să invoci în numele unei urgențe medicale o serie de măsuri restrictive. Da? Paranoia e și cu paranoia, mă rog. Nu, Asta ciuma. e și cu certificatul verde. Da, deci ciuma. Vine ciuma în oraș și faci carantină. Nu? Bun, oamenii se tem, atunci sunt susceptibili la anumite tipuri de măsuri uh, și evident că nu oamenii răi poate să produce... Nu? Vezi V for Vendetta, da? Asta e exact ideea din filmul V for Vendetta. Nu? Uh, niște po po politicieni populiști provoacă un dezastru cu niște viruși. Da. Și pe fundul acestui dezastru sanitar impun un regim marțial. Da? Deci. Mai există și un film nețes din anii 70, și exact la fel. Mi se pare că se spunea Del. Îi spunea am, Delta. am văzut și niște imagini din Australia, care nu erau departe de ce ai spus tu. Acum. <laughs> uh, și niște uite, declarații. U uite, apropo de Australia. Ale unor oameni sănătoși și suspecți. Apropo de Australia. Da? Uh, în Australia este o anumită situație, și în Zeelandă. nu prea se spune la televizor. Și nici ei nu o spun așa cu multe cuvinte. Ei sunt într-un război, de fapt, facto cu China. Nu se vede, dar se știe. A, măsurile pe care ei le iau, le iau în oglindă cu măsurile autorităților chinezești. Pentru că ei sunt într-o competiție ostilă. Tu ești împotriva populației tale. Nu ești împotriva populației tale. Îți protejezi populația în fața unui conflict asimetric pe care cealaltă parte îl poate instrumentaliza foarte ușor împotriva ta. Și cealaltă parte știe că tu ești vulnerabil pentru că ești o democrație. Sunt niște discuții neconfortabile. Te ascult. Că nu mi-e foarte limpede. Eu văd dictatură acolo. Autoritarism. Noi ne-am bătut cu nazismul, da? Și când ne-am bătut cu nazismul, da? am făcut o coaliție împotriva naziștilor. Am băgat cenzură. Am băgat japonezi în lagăre. Noi, țara, țările libertăților. Mm -hmm. Că un război se poartă într-un fel. Acum, cineva poate să zică False Flag Operation. E un fals război. E un. cum să spun, un pretext ca să bagi măsurile astea. Altceva poate să spună, nu, nu e un pretext, chiar e un război. Ăia vor să-și extindă chestiunea, le-a scăpat mingiuța de sub control, uh, ei au instrumente de a o ține sub control la care noi nu visăm, deci este asimetrică poziția lor față de a noastră, ei știu asta, că ingineria lor socială nu poate fi aplicată în vest, cine sunt cei care suferă imediat? Păi, nu rușii, că ce au făcut rușii? Rușii au închis tot. Deci, rușii, atunci când a apărut, nu la început, au închis toată granița cu China. N-au mai avut discuții, au arestat pe toți care veneau de acolo. Nu poți să faci chestia asta în Europa. Noi nu i-am arestat pe toți chinezii care au venit la Milano. Deși majoritatea veneau din Wuhan. Wuhan și cu Milano sunt foarte unite. Industria modei din Milano. Nu. nu își produce hăinuțele mm -hmm. știu, în știu, știu, știu. Păi de De-aia și pățit-o Italia când a pățit -o. Da Și ne-am ne mirat, băi, ce s-a întâmplat cu unde în Italia? Adică mm -hmm. ce legătură are nu, prefectura cu marele general? Uite care! Da? Iar chinezii n-au fost corecții. I-au închis provincia intern, dar au lăsat-o extern. De ce? se poate explica. Ei au o mentalitate, în sfârșit, sunt niște explicații. Nu că sunt ei tic, Bun, sunt ticăloși la un nivel, pe de altă parte sunt fricoși. Ca toți comuniștii. Le e frică de propria populație. Le-a fost realmente frică în CC al PC, cum îi zice, Partidul Comunist Chinez, să închidă în perioada anului nou chinezesc. Le-a fost frică. De ce? Pentru că dacă închid atunci, ăștia se revoltă. Și ar am spus, da ce le pasă? Păi, una e să se revolte 10 milioane, alta e să se revolte o chină întreagă care se plimbă ca nebuna sute de milioane. Da? Sunt niște proporții. Șeful jandarmeriei spune, domne, noi putem să arestăm 100 de oameni, dar nu putem să arestăm 10.000 de oameni. Ne facem și noi că nu vedem și îi fotografiam și după 3 luni îi umflăm de acasă. Și zice, domne, dar cum? Așa se face poliția modernă, trebuie să fii realist, nu intri cu tancul peste ei, că nu suntem... Și nici chinezii au și limitele lor. Poți să arestezi 100 de mii de dizidenți, dar nu poți să oprești 100 de milioane de oameni care se duc la părinții lor în cel mai mare pelerinaj din lumea civilizată anual. Nu poți să faci chestia asta. Și atunci ei au luat o decizie. Australia și cu Noua Zeelandă sunt acolo, lângă fratele chinez. Dacă fratele chinez strănută, se îmbolnăvește. <laughs> Noua Zeelandă a luat și alte măsuri împotriva fraților chinezi. Când și-a dat seama că propria populație rămâne fără case în propria țară. O măsură pe care noi, dacă am luat în România, am fi acuzați că suntem comuniști, că suntem da, știu ultimii. Ce anti spui? asta, o, asta e o politică politica Chinei, dar se extinde. Uite ce se întâmplă în Africa. Deci eu aș spune așa. O, o, Africa. Hai să nu presupunem ca un nebunit australien. E, e greu de. Că, bun. Dacă vrei să intrăm în teoria conspirației, uh, intrăm în. Uh, există un moment în care s-a întâmplat ceva interesant cu un prim-ministru australian, care avea o viziune diferită de establishment. El a dispărut și a fost înlocuit cu un cetățean care avea viziunea corectă. Uită-te și în Brazilia. Da? Ce sunt a, și e vorba de o anumită alianță politico-militaro-economică care joacă un rol de îngrădire a pe vremuri comunismului, acum, influențe chineze, și putem vorbi acolo de o anumită conspirație. În sensul că acolo se iau niște măsuri care sunt discutate cu fratele mai mare. Și fratele mai mic francez a simțit pe pielea lui cu deciziile astea când a rămas fără un contract de un miliard și ceva de euro cu niște submarine. A simțit un pic pe piele, s-a supărat mare, mai micuțul frate francez, a discutat, până la urmă toată lumea s-a împăcat, pentru că toată lumea are aceleași interese. Râdem glumim, nu părăsim incinta. Dar asta îți spun că sunt niște aspecte care în anumite contexte apar altfel. De exemplu, în contextul Europei de Est, noi avem uh, un anumit tip de presiune. Acum, nu totul era portabil, știi cum e, nu că e de vină numai ăla pentru tot. Nu e adevărat. Lumea e complexă, are multe aspecte, nu? Prezintă. Prezintă și așa mai departe, ăștia fac unii alți, fiecare are opinia lui, interesele lui, cine știe, unii, na, așa. Dar nu poți să ignori nici efectul pe care îl are o anumită sursă care amplifică niște lucruri care apar poate spontan. Și atunci tu trebuie să iei niște măsuri. Acum, noi nu suntem foarte fericiți cu măsurile astea. Nimeni nu e fericit în presa britanică cu așa numitul gag order. Dar el există. Deci există posibilitatea legală, da, curțile de justiție, să ceară presei să nu scrie despre un subiect. Pe șestache. Și ea nu scriu. Eu înțeleg ce spui și pot să înțeleg uh, când se justifică de ceea ce presupune interesul național. Uh, dar în cazul de față nu cred că se justifică pentru interesul național e o treabă care n-ar trebui să fie obligatorie și care se presupună dezbatere, că tot ajung acolo. Și vreau să mai arunc două chestii la fileu. Uh, că tot vorbim de fratele cel mare. Uh, o țară în care, dacă mă întreb, Rage Against de mășină, acum cântă muzica guvernului. <laughs> bine, <laughs> păi, cine e guvernul Păi cine e guvernul În fine, trebuie este așa În contextul ăsta Statele Unite Da Pentru care eu cel puțin Dabănuiesc că noi avem un cult Aici în România Că l-am încasat cu Dallas L-am încasat cu, cu ce l-am mai încasat Cu, cu MTV și așa mai departe și avem această imagine cumva idilică, am rămas cu ea în cap despre Statele Unite. Ce mai știm despre Statele Unite? Că a fost una din, că este încă una din cele mai mari puteri și că a ajuns acolo pentru că a fost prima țară care uh, a inventat uh, alternanța la putere și care a avut ceea ce se presupune freedom of speech. Da? treburile astea au ținut Statele Unite nu numai că le-a ținut în picioare, dar ușor, ușor pe această platformă plus a creștinismului s-a dezvoltat într-o superputere, da? Păi dacă Statele Unite se duce în cap Da, nu vrem să ne gândim. Nu, nu, să ne Nu e bine. Și ce văd acum? Silviu, dacă mai nu ți minte, e ca o fază aia, știi cum e, că dacă Moscova tușește, știi, București are 40 și intră fibrilație, temperatură. E, la scară globală, dacă Statele Unite tușesc, noi toți suntem intubați. <laughs> cum să spun, adică dacă la ei se întâmplă ceva, tot sistemul ăsta care este super dependent de ei, fie că o vrem, fie că nu o vrem, dar trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Noi suntem super dependenți de ei. Până și rușii sunt dependenți de ei. Și chinezii sunt dependenți de ei. Deci pur și simplu este o lume unipolară care a fost mai mult sau mai puțin modelată de ei datorită unei forțe economice fără precedent în istorie și tehnologice. Da? Pentru că de Ce aici se nască forma... Forța militară, da? Iar pe, pe acest fond, ei au proiectat, nu? Au construit o imagine, o serie de relații uh, care ne fac extrem de dependenți de ei. Deci, dacă se întâmplă ceva la ei, tot restul globului o ia razna. Păi, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Odată avem această mișcare Woke. Da? Acest cancel culture, unde văd uh, ăștia care fac stand-up comedy, sunt cei mai loviți dar ei, sunt în prima linie, mă și se bat cu ei acolo, am văzut. Ce, ce mai vedem? Uh, uh, desecretizarea dosarelor uh, privind asasinarea lui Kennedy, tocmai s-au mutat încă 25 de ani, s-au prelungit. Pe cine trebuie apărat în situația asta? Cine i pus deoparte? Binele. Binele. Binele trebuie no, apărat de răul, no. răul care vrea să deschidă arhivele. Ce rost are? Vorba aceea. De ce să strică, să strivim corola de minune a lumii, Silviu? Îl avem pe acest Snowden. Ce mai avem? Celălalt. Assange, săracul, Assange, că... Dumnezeule. E, nu știu câte... Păi niște povești... Câte, câte luni spun. mai are de trăit Assange? Sunt niște eroi da, ai zilelor noastre uh, uh, care uh, spun niște treburi care ulterior să mai și adeverez dintre ele, dar ne raportăm așa, bă, stai un pic, că e bizar, că e ăla la de ce s-a dus la ruși, ăla încă mai am basat, da, e ciudat cu el. Nu, acum săracul e în pușcărie și tocmai uh, a venit decizia de extradare, omul făcuse un infart acum câteva zile, uh, nu mai are mult de trăit, cred. Uh, și se pare că, uite, mișcarea woke progresistă de care spui tu, care are un președinte woke progresist, uh, știi cum e, râde-nglumim, nu părăsim incinta. Uh, uh, N-are nicio problemă în a continua... Uh. Actuala administrație nu are nicio problemă în a continua, cum să spun eu, acuzațiile la adresa lui și își dorește foarte mult să fie extradat și să fie judecat în Statele Unite. Deci, aș spune că, bun, există așa un joc de glezne între unii și alții, dar the deep state. Da, cum zic ei, na, da, statul profund, na, cu vocea profund, da. statul para. La ei nu e paralel, da, la da. ei yes, the... da, așa, statul profund. uite, că ei uh, au treaba asta uită. cu rădăcinile. Nu prea uită statul profund când cineva nu a deschis acolo niște ușițe care nu trebuiau deschise și am auzit pentru prima oară. Cutia Cu de de dreptul, da. Nu știu dacă tu ai văzut imaginile alea pe care le-a dat uh, Chelsea Manning și le-a dat uh, mai departe Julian Assange. Uh, cu băieții care practic uh, le au pe de deși știau că sunt civili și chestii de genul ăsta. Sunt chestii urâte, nu se dau așa. Uh, plus telegramele în care am aflat și noi ce părere are X și Y despre România, nu? Ui, uh, uh, telegramele alea din Departamentul de Stat, nu? Foarte interesant. Păi, putea să mai mi-aduc aminte de fiul lui Biden și de mailurile lui uh, cu. Uh, da, mailurile, mailurile lui Hillary, nu? micuțul fum. Uh, micuțul fum, nu? Și ceea ce acum ceva vreme era o conspirație cu pedofil și doar atât, uite că s-a adeverit, uh, avem cazul Epstein. Uh. Băi, să zic, să nu zic, este Pe Epstein, nu s-a sinucis, să straight zic, să nu zic. Face. este straight in your face, este Street in your face, ești băi ești nebun! Uh, acum, ce să zic? Lumea e complexă, da, revenim la acest leitmotiv. Uh, și ce personaje criza... erau un. În... Da, înțelegi, îngrijorarea mea este că dacă Statele Unite se duc în cap, și acum sper să nu-i se întâmple, dar pare un context în care e totul foarte fragil. Păi s-a cam dus toată lumea, ceea ce e foarte îngrijorător. S-a cam dus lumea așa cum o știm noi, o să apară o altă lume. Nu știu dacă e de bine asta, eu cred că nu e de bine. <gântu> S-ar putea să fiu eu așa, mai conspiraționist sau mai negativist. B Măcar nu să simt singur, mulțumesc. Băi, ne, ne retragem în munți, trebuie să... A Apropo de ne retragem în munți, a fost, a apărut în limba română o carte scrisă de un autor american. Rob Dreher, se numește Opțiunea Benedict. Carte despre creștinii care, în fața acestei lumi cu care nu mai interacționează foarte bine, nu? lumea care se schimbă în sensul ăsta în care l-ai menționat și nu, vor fi nevoi să se retragă în comunități din ce în ce mai restrânse și mai separate de restul. Și. De ce spun de carte asta? Pentru că, cumva, există un anumit sens sau o anumită mișcare către un soi de recluziune, de retragere din lume. Da? Pur și simplu suntem excedați de schimbările astea și de rapiditatea lor. Da, ceva puse ori în zona asta, și eu. Dar și eu cu mine. Avem din ce în ce mai mult simțim nevoia de a ne sustrage, de a, de a evada, de a ne a recrea alte forme de interacțiune. Uh, dar nu știu în ce măsură avem disciplina necesară. Viața la țară grea. Uh, noi ne-am obișnuit uh, cu mega jos, non-stop, cu non stop Da, cum e mega și lăsat acum, o, mă rog, alte... Dar uh, ar fi de gândit asta, într-o anumită perspectivă, nu? o încercare de a ne uh, reclama autonomia, știi? Dar la nivel individual. Adică, într-un anumit sens, nu toată lumea pune pe spatele societății, Americii, conspirației ocultei, Big Pharma, știi? Dar asta Comunitate e și o... Comunitate mică presupune să nu mai scuze. De, de, de responsabilitatea personală. Știi? Asta la un nivel mai profund al discuției apropo de toată chestia asta, știi? Cumva... Atât teoria conspirației, cât și antiteoria conspirației au această premisă comună, că undeva cineva ia centralizat deciziile bune sau rele, dar puțin se mai uite la ei înșiși. Sigur că tu însuși nu poți să faci mare chestie, nu? încălzirea globală, Greta zice, să folosesc mai puțin duș. Nu, it's not gonna work like that. Și a, a, a încercat un tip, un parlamentar verde din Letonia, Estonia, S-a dus el la conferința aia din Scoția și a mers cu autobuzul și că n-a vrut să ia avionul. Și când s-a dus și a calculat, consumase mai mult, <gântu -se> emisese mai mult CO2 decât dacă lua... O crizie în spatele, uh... la... Și bun, deci unele chestii nu se pot rezolva la nivelul nostru, dar unele chestii se pot rezolva la nivelul nostru. Adică noi putem să fim un pic altfel. Și o să-ți dau un exemplu care mi s-a părut senzațional. Un exemplu sensațional. Deci, războaiele astea, a, a, vax, antivax, da? fac ravagii în biserică. Eu sunt și absolvent de teologie și am foarte mulți prieteni care sunt a, preoți teologi, iar acolo lucrurile sunt mai acute decât în societatea largă. Da? Și acolo presiunea antivax e mult mai mare. A, și a, un. O prietenă care a foarte implicată în lumea asta, să zicem așa, socială. Da? Nu numai că la un moment dat s-a vaccinat, în sfârșit, bun. Dar ce a făcut după aia mi s-a părut senzațional. S-a dus voluntar pe secția COVID de la Spitalul Marius Nast. S-a dus voluntar. Deci s-a îmbrăcat în chestiile alea și a îngrijit oameni bolnavi de COVID. Pur și simplu a stat la căpătuiul lor, da? Pentru că e foarte greu, când era valul foarte nasol, sunt puțini oameni platei, da? Oamenii ăștia au o situație foarte complicată, e, se poate degrada situația lor în chestiuni, în minute. Nu există suficient personal medical, nu există suficient personal uh, mediu. Și atunci se poate suplini cu voluntari, care pur și simplu nu fac nimic decât urlă după doctor. Știi? Și au grijă de chestiile, nu puțin aia, puțin aia, o vorbă, o îl miști -ala. Și în toată discuția asta care ajunsese, nu, vax, antivax, conspirație, anticonspirație, anticris. Toată tensiunea toată asta, da, da. în care. Și vorbesc de creștini, de oameni care nu se iubesc unii pe alții. Suntem în aceeași comunitate. Ne, așa. Ajungem să ne urăm unii pe alții. Uh, Exemplul ei mi s-a părut senzațional. Adică mi s-a părut, domne, știi ce? Care-i datoria mea? Datoria mea este nu să discut, pentru că discuția e. e atât merge. Și primește majoritatea, da. Mm -hmm. Și mie mi s-a părut că ăsta a fost poate modelul cel mai luminos în toată nebunia asta. Este o idee bună pentru că eu și afirm asta pentru prima oară public, sunt nevaccinat și am făcut și COVID și am trecut și foarte ușor. Treaba este că vin niște concerte la anul și fimea mă terorizează să mergem la acele, la acele concerte. Uh, și a făcut COVID, și este nevaccinată, și mă gândeam că ar fi soluția să mai liniște clanțe la metro ceva decât să mă vaccinez. M-am gândit și la acest aspect. Uh, uh, Vezi, Silviu, uh, credem un, discuția, în imunitatea mea și am. Uh... Da, discuția, discuția e, uh, într-un fel, e simplu de tranșat. Știi? Una este calculul la nivel individual, în care fiecare se știe pe sine și-și calculează niște riscuri. Uh -huh. Da? Uh, și asta nu înseamnă că tu nu ai avut încredere în medicină sau dacă te-ai fi sufocat, n-ai fi sunat la 112? În urmă, trebuie să subliniez și asta, în urmă cu trei ani mi-am făcut vaccin antihepatic antimalarie și anti. Păi asta vroiam să zic, dar n-am vrut să fiu eu rău, că te-ai dus, te dus unde ceră a certificată, îți uh, pașaportul. Se pare uh, că acest vaccin antimalarie pe care l-am făcut are și niște componente care protejează împotriva COVID-ului. Nu, pentru... Cine a călătorit în zonele astea mai uh, exotice. Nu sunt antivaccinist, asta voiam să subliniez. Da, există. Faimosul certificat verde există, se numește pașaportul galben, dar există o, o chestie dată de OMS frumos în care. arată, e galben, în care ne galben, așa, în care trebuie să faci niște vaccinuri obligatorii în zonele respective. Uh -huh. uh, da. Vreau să spun apropo de chestia asta, da? De deci ce se întâmplă? Una este decizia ta individuală, da? Pe care o poți calcula și poți să spui, domnule, am riscul ăsta, riscul ăla, altul, mai bine nu. Și alta e ce se întâmplă la nivel colectiv. Iar la nivel colectiv, aici eu sunt sceptic cu privire la uh, extrapolările pornind de la cazul individual. Știi de ce? Pentru că uh, eu țin minte o discuție a uh, cum îl cheamă. Uh, Of, doamne, uh, Keith, unul, Keith, Keith, Keith Richards, uh, chitaristul din, uh, cum îi spune? Rolling Stones. Rolling Stones. Și Richards. Moment, Richards. Și zice Keith Richards, doamne, zice, eu la viața mea am consumat mai multe substanțe decât greutatea mea. Și uite că am 70 și ceva de ani și vorba ce, alții. Dar eu am avut un tovarăș <sus> în tinerețe. Ce făcea el? Făceam și eu. Ce făceam eu, făcea și el. El a murit la 27. Deci cu aceeași viață ca a mea, el a murit la 27, eu am 70 și ceva. Eu nu pot să dau niciun sfat nimănui. Eu nu pot să spun oamenilor, luați sau nu luați. Nu pot să spun luați că va fi ok, păi da, pentru, pentru că, că, că uite ce s-a întâmplat cu fratele meu. Pentru că trebuie să rămână la nivel de alegere. Aici e marea mea problemă. Care trebui să fie o alegere personală și ar trebui să rămână așa. În funcție de cum îți cunoști organismul, în funcție de câtă încredere ai în imunitatea ta, în funcție de ce viață duci mai sănătoasă sau mai puțin sănătoasă, ar trebui să rămână o treabă de alegere. Silviu, e adevărat, dar aici iarăși, we're gonna go down the rabbit hole și poate că cu asta o să, și, o să fie așa și de final cumva. Mai am o întrebare. Uh... Lumea se schimbă într-un mod în care noi începem să-l anticipăm din ce în ce mai puțin și anume viteza raporturilor și relațiilor dintre noi este atât de mare încât ceea ce era posibil conceptual și practic acum 100-150 de ani s-ar putea să nu mai fie posibil acum. Și o să dau un exemplu foarte simplu. Al doilea amendament. Uh, dreptul de a purta arme. Da? Dreptul de a purta arme este în primul rând să te apere de guvernul tău. Așa scrie acolo, Se da, adică o miliție, da. Da, Să cetățenii... te apere de guvernul tău pentru că guvernul este riscă ca să fie corupt și Ei, să facă abuz de putere. Ideea era că cetățenii pot să Formeze o miliție și se pot apăra. Vorbim de Constituția Americană. Da, să vorbim da? pentru bun. toată lumea. Acum. Ideea e următoare. Deci, în momentul ăsta, chiar dacă toată populația ar avea arme, guvernul poate să o reducă la tăcere rapid. Tehnologia militară a ajuns la un asemenea nivel încât nu mai are niciun fel de sens. Adică, bun, o să fie mai complicat, dar o să fie mult mai complicat. Tot ce o să se întâmple este că Fiind prezente armele, vor muri mult mai mulți cetățeni americani decât dacă n-ar fi prezente armele. Sigur, unii o să spune, bine, așa au crezut și rușii și și-au donat armele în timpul Revoluției Bolșevice și după aceea au venit peste ei armata bolșevică. Da, dar s-au schimbat multe de atunci. Tehnologia evoluează foarte rapid și uh, sistemele noastre sociale încă sunt create... Sistemele noastre sociale -au pasul cu nu au ținut pasul cu dezvoltarea tehnologică. Adică, mm -hmm. și oamenii nu înțeleg că noi, de câte ori s au schimbat contextul, am adaptat valorile noastre la contextul respectiv. Și asta ne-a făcut pe noi o specie de succes. A, deci, noi avem nu mai mult succes decât restul speciilor. Pentru că, întâmplându-se schimbări în mediul nostru, noi știu să ne adaptăm. Faza cea mai mișto este că noi am reușit într-un fel să le și anticipăm. Creierul nostru e un, un mecanism extraordinar de miraculos, de complicat. Și proiectează tot felul de chestii. Da? Și acum suntem tot într-un sistem de genul ăsta. Și acum trebuie să gândim foarte bine. Ce păstrăm? Ce schimbăm? Care sunt riscurile? Care sunt oportunitățile? Pentru asta e nevoie de o discuție, dar atenție. Și discuția asta nu poate să dureze la nesfârșit. Și de aici a apărut urgența și situația nefericită a obligativității. Uh, pentru că anumite chestii se întâmplă și au efect doar dacă se întâmplă rapid și masiv. Da? Sunt intervenții rapide și masive. De exemplu, asta cu vaccinarea, toată ideea eficienței vaccinării este în momentul în care tu, într-o lună sau două, poți să vaccinezi o întreagă populație. Da? Dacă poți să faci chestia asta, respectiva chestie este foarte eficientă. Asta îți spune tehnologia, dar realitatea din teren sunt oameni foarte diferiți. Cum convingi toți oamenii ăștia să facă chestia asta? Mai devreme sau mai derivate? Păi să în 60 e libertatea lor. În 60 era ieftin, că îl puneai pe Elvis la televizor. Da, Așa, poți să-l exact, Da, să-l vaccinezi și nu să-l uh, Sau la, la noi o dai pe sub mână. Uh, spunea unii că dacă s-ar fi dat 500 de euro, lumea se vaccina ca la bala. Dacă te dai tu 500 oh, de euro. bineînțeles. euro. Da? Bineînțeles. Și tot se ducea. Acum, ce să zic? Sigur că și eu sunt copilul unei generații și noi am trecut prin schimbarea asta, comunism, de la comunism în la capitalism, de la un regim strict la libertate, e complicat pentru unii ca noi să vii acum și să spui stați bă în case și băgați-vă un lac în, în vena. Și exact de asta voiam să te întreb, ce crezi că urmează în 2013? Ne bagă uh, 2023? Uh, 2023. 2000... Ai dreptate. Toate. Ne bagă certificatul verde obligatoriu, ne bagă vaccinarea obligatorie, văd că sunt tot soiul de discuții cu domnul care e acum ministru de... Domnul Rafila. Domnul Rafila, care susține cu totul o altă treabă până una alta. Uh ce o să se întâmple România, habar n-am pentru că România este mereu fascinantă. Noi întotdeauna suntem altfel decât restul. Uh, Asta în, încep să cred că nu e cel mai nepatru lucru. Nu e cel mai nasol lucru, sau în sfârșit. E de discutat. Aici, Ai, da? Câteodată am început să văd avantaje. Sunt și avantaje, e drept, e drept. Uh, ce o să facă ceilalți? Depinde foarte mult ce o să se întâmple când o să facem 4-5 luni de la doza a treia. Pentru că în momentul ăsta oamenii au zis, domne, faceți doza a treia. Bun, și noi am zis, bine, nu facem doza a treia. Ce eficiență are? Păi, uite, are atâta. Acum au zis că are 70% înainte, a zis că nu știu ce. Vine Omicron. Ok, bine, hai, facem chestia asta. Dar ce o să se întâmple peste 4-5 luni? Când. Vine primăvara. Vine. Ce o să se întâmple? Adică... Bun, va trebui să facem doza 4, doza 5, doza 6. nu e o problemă în sine. Să știți că... Să știi, să știi, să știi, să știi, și, să știi și ascultătorii noștri și mulți știu, nu? bătrânii fac în fiecare an nu? vaccin antigripal ca să se protejeze. Dar nu sunt foarte mulți, 10% de Am maculație. făcut și eu și am răcit cumplit în următorul an, am făcut în decembrie. Uh, mi -am da, uite mi-am mi bușit imunitatea, chiar asta s-a întâmplat uh, și atunci, bun n-au fi chiar în capăt de țară, dar până acum n-a făcut nimeni pe scară largă adică la nivelul ăsta, miliarde de oameni care trebuie să facă la șase luni încă un vaccin nu știu ce o să se întâmple, sincer nu pot estima uh, dacă iau în calcul ceea ce au discutat epidemiologii și imunologii britanici la începutul pandemiei despre și anumitul stres sau oboseală pandemică Uh, și au anticipat că anumite măsuri, la un moment dat, nu vor mai fi susținute de populație pentru că apare această oboseală pandemică. Da? Chiar dacă măsurile au fost susținute inițial, uh, aș înclina să cred că anumite măsuri care funcționează acum s-ar putea să nu mai întrunească acordul populației. E o posibilitate. Da? Uh, pe de altă parte, văd că apar tot felul de tratamente, apar tot felul de uh, bun versiuni de vaccine, mai sunt deja se vorbește de alte tecno, alte modalități, alte vaccinuri, alte tipuri, alte ingrediente. Deci cred că va exista o pluralitate de opțiuni și asta e un lucru bun, cu cât va trece timpul cu atât vor fi mai multe opțiuni. Și din aceste opțiuni poate unele se vor dovedi mai eficiente și mai puțin limitate. Limitative. Teama este că vom depăși până la urmă și așa problemă cu, cu COVID-ul, dar că vom rămâne cu acele certificate vers care uh, pot fi folosite împotriva noastră în toate felurile cu putință. Există o teamă. Uh, da, există o teamă și uite, aici eu o să fiu în contracurentul și o să spun că este esențial pentru România să rămână în Uniunea Europeană pentru că Uniunea Europeană este cam singura, cam singurul bloc politic sau așa, care, de exemplu, își pune probleme legate de viața privată, intruziunea companiilor în viața privată și așa mai departe. Despre și libertate. vedem, și vedem că au limitat tehnologia invazivă, nu prin GDPR. Discută în Parlamentul Europei despre chestiunile astea. Da? există oameni în Parlamentul Europei care se opun certificatului verde și chiar dacă, bun, eu să zicem aș fi de părerea opusălor, da? aș fi pro-vaccinare. Da? Dar chiar dacă eu am o anumită opinie, mi se pare corect să pot să aud de dezbaterea și mm -hmm. discuția. S-ar putea ca unele aspecte pe care eu le consider naturale pentru alți oameni să fie nenaturale și invers. Atunci, nu suntem totuși o democrație, trebuie să trăim împreună. Ori esențial este să ne auzim unii pe alții, să vedem, să vedem, doamne, dar hai să vedem. Poate ăla nu e nebun, poate are totuși o anumită, uh, nu, o anumită motivație, o anumită justificare pentru acțiunile lui da? și o pot înțelege. Uh, și atunci găsesc o soluție care să acomodeze cât mai mulți oameni. Dar pentru asta trebuie o dezbatere. Și observ că în Uniunea Europeană există aceste dezbatere. Adică nu e pus totul sub obroc. Da? Mai mult decât în alte părți. Poate mai chiar mult și decât mai în mult în Statele, statele Unite. Unite. Mai mult și decât în statele. Unite. Acolo este o, o talpă pusă de la administrația Biden versus statele care se opun. Cu nervi. Acolo e o situație mai complicată. Acolo mai complicată. marile corporații prin lobby, au un efect disproporționat asupra uh, opțiunilor politice uh, generale, acolo uh, se schimbă bani și e o influență fantastică la nivel de lobby în congres. Deci apropo de Big Pharma și de sistemele medicale Am văzut ce a fost cu Fauci Dar nu numai asta, dar ori de câte ori au încercat ăștia să facă sistemul american mai accesibil populației Populație. marile firme și marile interese au blocat legislația respectivă. Deci cumva noi stăm un pic mai bine decât ei din perspectiva asta care, în sfârșit, contează în ultimă instanță, adică suntem totuși mai multe state, mai multe voci, mai multe. e o discuție mai amplă. Și cred, sper, ca la un anumit momentat, dat, oamenii să înțeleagă faptul că totuși e o chestiune serioasă, nu e de glumă cu boala asta. Și că cea mai bună soluție este să fii un pic atent și să iei niște măsuri de bun simț, în așa fel încât să eviți riscurile cele mai mari. Da? Nu crede nimeni că vom putea eradica așa cum poate credeam la început, că, Doamne, okay, o ține sub control. Nu, a trecut momentul ăla. Va trebui să trăim cu virusul ăsta, va trebui să găsim o modalitate de a cohabita care să nu pună sub semnul întrebării toate libertățile și drepturile Știi îngrijorător noastre? să vezi câți oameni sunt uh, pentru o viață într-o bulă și într-un Noastră... fals confort sunt, sunt foarte uh, uh, puțin uh, Cum să spun? Renunță foarte ușor la libertățile lor. Am, am constatat cu surprindere. Da. A, aici a nu e de media. Nu, nu, nu i judecat nici așa, nici așa. Deci de ce spune asta? Că la un moment dat... Nu i-am judecat, erau doar o constatare. Așa. Da, bun, un... dar zic așa ca idee, știi? Sunt unii care zic, Căințele. domne, nu mă pot limita pentru că nu, nu, nu fac față dacă nu pot să trăiesc plenar. Și alții spun, domne, decât să am pe conștiință faptul că bunicul sau bunicul cuiva pățit, nu știu ce, mai bine stau casic. Nu, cum să zici, fiecare om na, gândește în felul lui, știi? Uh, și e puțin, cam exagerat așa să arătăm cu degetul și să nu uh, avem indignări morale absolute, da. ăla sau ăla. Măi, a devenit obositor, jur. În momentul în care ajungi la, la nivel de prieten, să te ceri cu ei pe tot, stai frânt, pică. Pic, pic. Vezi tu, Silviu, ne calmăm și nu un pic, că si, să Situația nu... e, e foarte gri și cu multe chestiuni. Deci, eu am avut și prieteni care s-au vaccinat, au făcut și au trecut ușor. Am avut și prieteni care s-au vaccinat, au făcut și n-a fost așa de simplu. Uh, și am avut prieteni care nu s-au vaccinat și, din păcate, au lăsat orfan niște copii. Uh, nu numai că nu s-au vaccinat, dar uh, până în ultimul moment au insistat să nu apeleze la serviciile medicale, să nu acceseze anumite tipuri de terapii. Uh, și a fost o tragedie inutilă. Realmente o tragedie inutilă. Adică, bun, înțeleg, ok, oamenii au reticențe cu privire la vaccinare. Bun, eu nu am, recunosc, da? dar pot să înțeleg alți oameni care au. Există un. Da, știu, știu. Eu am încredere în imunitatea mea. Și oameni și Sunt nu trecut din COVID și sunt nevaccinați și sunt bine. Adică. Nu, Silviu, am deci avut multe, mult mai multe, da? da, da. Dar asta, sunt atent la oameni. imunitate în general și la viața Deci mea. am o rudă care realmente nu poate să facă acest vaccin pentru că suferă de o boală autoimună uh, care are ca efect apariția da, zis, unor uh, cheaguri de sânge. Și. Orice tratament care sau orice intervenție care duce la creșterea acestui risc, pentru el poate fi fatal. Da? Și atunci, omul ăsta nu. nu e normal să fie nu, reticent. Și atunci zic, ok, bun. Trebuie să ia alte măsuri să se protejeze, pentru că și el are copii. Adică, nu mai suntem singuri. Nu mai suntem așa pur tinerii, în manta noastră, ochii înălțăm, așa. Nu, vizători. nu, s-au schimbat toate no, paradigmele, știi ce? Ca o ultimă concluzie, mă gândeam. Păi, cum am ajuns în situația în care conservatorii, da, să fie ăia care să facă mai mult uz uh, de ideea de libertate de expresie decât uh, stângiștii, care acum stânga înseamnă cu totul altceva decât știam eu că înseamnă. Da, e, e, e un mare paradox ăsta cum s-au schimbat niște uh, chestiuni cu unii care clamau libertatea sexuală, acum zic să stăm toți închiși în case, și alții care ziceau nu, să avem numai neveste, mor că nu se mai duc la concerte și la slujbe și la pelerinaj. Da, să stăm, uh, da face parte din bucuria și diversitatea a vieții. Uh, dar asta aș vrea să spun că e foarte important acum foarte important, ca să putem să trecem cu bine, cu un număr cât mai mare dintre noi, da? Pierdem minim. E foarte important acum să ne recâștigăm încrederea în unii în alții. Da? Deci, pe mine m-a marcat uh, moartea acestui prieten, care uh, a fost un om deosebit și un om dedicat ajutării uh, celor din jurul lui, da? Uh, și nu numai eu, da, îmi pare rău am fost rău, ajutat rău, și alții și, practic, el a luat boala uh, îngrijind niște oameni bolnavi. Da? Deci nu a fost un om aberant să, să facă petreceri COVID. Da? Nu, pur și simplu, nu a putut să lase niște oameni într-o situație nasoană. A avut grijă de ei și a luat și el și, din păcate, neîncrederea care a ajuns la niște cote aberante la costa, încrederea în medicină, în posibilitățile reale. Dar nu și cred că este să, vina să lui. Oamenilor. Și neîncrederea nu, 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 lui. Că... Unii o să spună, bun, ok, Și cum e, fiecare pasăre pe limba ei pierde. Nu e chiar așa, dar asta e foarte, foarte important. Apropo, o să vină valul 5. E, e fără dubiu chestia asta. Deci acum când vorbim noi, Situația devine din ce în ce mai nasoală în Occident. Numărul cazurilor se dublează la patru zile, ceea ce este extrem de rapid. Nu știm cât de nasol e, pentru că n-au trecut suficiente săptămâni să vedem impactul asupra sistemelor sanitare, dar, în sfârșit, nu are cum să fie bine. Vreau la Iron Maiden și la volumul ăsta închis. ăștia sunt niște vai de capul lor. Du-te la, nu știu, NC, nici nu știu cum îi cheamă, la K-pop. Du-te viitorul, Silviu. Viitor, viitorul nu mai este închis. sau generația Man. analog ce să fac. Să... Mă repet, na, cu vârsta. Viitorul sunt... Sper să mă repet și la anul. Nu, no, asta, asta vreau să spun. Deci, ideea ar fi, ar trebui să reconstruim punțile astea de dialog și de încredere. Pentru că numai împreună. Nu e un slogan. Da, știu ce spun. Numai împreună vom reuși să ieșim din, acest, din această nebunie. Măi, la, la mediocritatea care există, în, în hai, cel puțin în viața politică din România, va fi destul de complicat. Da, din păcate, oamenii ăștia sunt în politică absolut iresc. Disonanță cognitivă, eu asta, adică când... când ai... Uite, eu nu sunt anti Uniunea în plină, Europeană. În plină pandemie nici eu. Dar când ai o plină pandemie și tu vorbești de golf, frățioare, suferi de disonanță cognitivă. Sincer să acasă. Fiu, cu toate că poate să-i ascult cuțite țite acum, eu aș fi refuzat 40 de miliarde alea de la UE. Pentru că uite ce s-a întâmplat. Le-au luat, le au, luat, unui om arăt, le -au e. luat mințile. Deci în plină pandemie, clasa noastră politică a luat o razna radical. S-au bătut ca nebunii pe ciolan ignorând cele mai elementare măsuri de protecție a populației, da? pentru că ei erau obsedați de purcoiul de bănet care cade din ceruri de la UE, nu? 80, vorbeau de 80 de miliarde, acum 40. Da? A fost suficient ca mintea lor să se devină complet în, încețoșată. Nu? Am avut o instabilitate guvernamentală cruntă și poate că am fi avut o în continuare dacă nu cumva, cum spune un primar de sector, un frate mai mare S a în apropo. Ceea ce este extrem de trist. Adică, unul, că noi n-am fost în stare să anticipăm niște riscuri serioase aici, la noi, în regiune, deci noi nu am avut gândire proiect. Știi cum e? Când, când mergi cu metrou, îl mai vezi pe unul fix în plină pandemie, acum stăm mai bine, dar fix în plină pandemie, îl mai vezi pe unul cu, cu masca trasă sub barbă și cu uh, o zefle și nu are nicio treabă. Și te uiți la el și spui, frățioare, ăsta nu este un om de la care cineva poate să ridice o pretenție și atunci te duci mai încolo și îți vezi de ale tale și da. Bă, exact Dacă așa am uit la câțul de pildă. Bă, nu e un om la care să ridic vorbățența. Dar nu-i vorba de el, că nu-i nu vorba numai, numai de el. Azi de azi, de azi, el nu, l-am punctat, punctat pe el ca un eșalon, atâta tot. Eu mă uit acum, te-am spus, deci acum... De mă zic, absolut suntem, de ce acest indivizi. Uh, suntem într-o situație în care, pur și simplu, nu avem o listă de priorități și nu înțelegem ce urmează să se întâmple. Și... Uh, Ceea ce ne interesează pe noi este să nu supărăm prea mult populația și să nu ne punem bețe în roate nouă. E, 60% nevaccinați, e complicat aici. La e 60% mai la sută aici. de oameni ne Bun, hai să zicem e, peste. că uh, o parte din ei au imunitate naturală ca Se și pare tine, că ca da. și alții. Mm -hmm pentru că evident nu avem cum să credem numărul extrem de scăzut de cazuri care au fost raportate. Adică la ce testane am avut noi, este evident că cel puțin de patru ori mai multe cazuri au fost în realitate. Iar mulți, noi nici n-am avut un sistem ca lumea de monitorizare, adică oamenii și-au luat teste rapide de la farmacie, le-au făcut, le-au ieșit două liniuțe și au tăcut în gură, n-au zis nimic. Deci eu știu Mai e o bizarerie cu testele alea mai ieftine. Ai mei părinții au avut amândoi. Lutai că nu e și niciodată că a avut. Deși asta a avut niște simptome, și, dar nu e și niciodată pe niciun test din alea ieftine, de 40 de lei, că a avut. Da, de asta, sincer să fiu, acum este o situație atât de penibilă, adică dacă oamenii ar fi puțin mai raționali și ar da seama că este pur și simplu o bătaie de joc cu testele de salivă de la, din școli. Este... de Ne amuzăm cu ăștia mișcănii, nu știu să scuipe, pe Nu, nu nu știu să scuipe, dar deci pur și simplu așa e în bătaie de joc, adică tu nu te-ai gândit la logistica necesară unei situații de genul ăsta, le-ai dat, le-ai adus ca și cum le-ai aduce la spitale, da? Păi da, oamenii din spitale sunt profesioniști. Știu da, cum și să pui facă. și profesorii, diriginții. Și în după aceea și faci o chestie, și... pe un video, așa, gen pe TikTok, pune -le... Păi, e o chestie penibilă, e o improvizație absurdă, plus că trebuia să le spui oamenilor, domne, testele astea sunt așa, un fel de chestie orientativă de salivă, nu au o relevanță foarte mare. Adică noi o facem nu știu cum. Există niște studii în Marea Britanie despre testarea de tipul ăsta și a fost comparată testarea cu carantina la 14 zile a claselor unde apar cazurile. Și s-a ajuns la concluzia că au același efect. Deci orică îi testezi pe oameni mm -hmm. la început, orică atunci când apare un caz detectat altfel, închizi clasa respectivă, efectul ca număr de zile pierdute sau ca număr de cazul, ca amplificarea cazurilor e aceeași. Ce te ajută testele astea să eviți pierderea unui număr de zile pe copil de școală? Adică când îi testezi la început, pierde școala doar elevul care a fost pozitiv, nu toată clasa. Știu ce spui. Ceea ce, părerea mea, este că asta ar justifica testarea mai mult decât orice. Plus că nu vrei să știi ce revoltă este la ăștia de 14-15 ani, că trebuie să înceapă la școala pe 3 ianuarie. Așa, dar hai să-ți mai spun o fază care totuși aici, așa, mă doare cel mai rău. Păi, tăticule, este normal ca într-o țară europeană toate analizele să fie externalizate privaților? Este normal ca noi să nu avem capacitatea de a face analize. Băi, nu vorbesc de tratamente aberant. Nu vorbesc de să le dăm anticor monoclonali făcuți pe stația spațială internațională. Dom'le, vorbesc de analize, domne, analize. Deci noi, sistemul nostru public nu are capacitatea de a face analize banale. Știu. De sânge, de nu știu ce. Gratuite, domne. Păi, dar cum vorbești de... Normal că noi suntem în situația cea mai proastă din Uniunea Europeană, noi și cu bulgarii. De izolete ce măști. știi. De de... Băi, dar cum e posibil așa de... Deci asta mă revoltă la cum... Deci noi avem în strategia noastră, de exemplu, și trecut în diverse acte normative, de exemplu, noi toți avem gratuit un set de analize pe uh -huh. an. Păi cine face analizele astea? Că tot timpul s-a terminat cota, s-a terminat când. cota, s-a da, terminat... Te duci la e, medicul de familie, nu, nu mai știu cum mi e de când cu pandemia, și spui, vină tu mai la începutul lunii că se termină banii. Nu, ar trebui să fie o lege clară. Nu, tăticule, aceste teste, astea gratuite, dată pe lună, ele au prioritate absolută. Deci, ele au prioritate absolută. Deci, oricând ar fi făcute, ele sunt decontate de casă. Știi, uh, pentru că așa poți să faci prevenție sunt paranoic și conspiraționist dar uh, uh, mi se pare că o grămadă de măsuri luate ex exclusiv în România nu au fost măsuri de scădere a cazurilor de covid ci au fost niște măsuri luate total aberante, nu înțeleg de ce tu vaccinat te duci la restaurant purtător de covid eventual, da, și eu nevaccinat n-am voie P îți spun Înțelegi? Eu de ce? pentru că noi am vândut vaccinul deci noi am vândut în sensul. Vorbim de eficiența transmiterii. Noi am zis următorul lucru. Ca să convinge pe oameni să se vaccineze. Am zis, vaccinul vă dă viața înapoi. Sună genial. Absolut. Da? Ca o campanie de PR. Dar ce în realitate? În realitate este că a venit Delta sau Omicron. Care, bun, da, ok. Delta, ca asta pare, Vaccinații nu mai nu mai durează 5 zile în care dau așa mai mult, durează 2 zile. Da? Ok, deci durează mai puțin uh, cât sunt infecțioși. Da? Bun, deci sunt niște, ei rămân infecțioși și atunci, dar noi nu puteam să zicem, băi, rămân și ei infecțioși, pentru că nu mai era coerentă măsura. Uh, în loc să spunem adevărul, ne am zis, nu domne, că uite, dăm viața înapoi și așa oamenii se și pot Și am, am intrat în valul 4. Păi, Ideea nu era să se ducă oamenii în restaurante, ideea era să protejezi cât mai mulți oameni. Nu? În momentul când vezi că se întâmplă transmisie și la vaccinați, eu pull the plug. asta și atunci oamenii o să spună, a, cum s-a și spus, a, în momentul când am relaxat restricțiile, nu s-a mai vaccinat nimeni. Și dacă și noi am fi menținut restricțiile pentru vaccinați, nu, atunci a vaccinați spus, dar de ce să mă mai vaccinez, că nu am niciun beneficiu. Domnule, nu se gândește așa. Deci noi am avut, noi am vaccinat oamenii gândindu-ne ceva de genul, bă, dar dacă te vaccinezi poți să te duci la chis. Da? La concert. <fie> În loc să-i spui, domne, Așa e. Dom'le, te vaccinezi. Știu am să o său că la concert. Deci, Incredibil. te vaccinezi. unul, nu ca să te duci la chis. Te duci, de, de, unu, te ca de, să de, nu ajungi de. la ATI. Și doi, pentru că dacă s-ar vaccina cât mai mulți, virusul nu mai, are, nu mai are gazde, nu mai are cum să se replice așa de repede. Da? Deci trebuia să-i spui, dom'le, există niște un beneficiu personal, la nivelul tău individual, scade riscul ca tu să ajungi acolo, și, doi, scade riscul și pentru comunitate. Dar nu să-i salmomești să cu chestia asta, Doamne, dacă te vaccinezi, pleci în vacanță în Grecia. Păi, dar, în plină pandemie, cu oameni care mor, problema ta e vacanța din Grecia? Adică, pur și simplu, e Lumea plinibil. are și problemele astea, o să fii surprins. Lumea are și problemele astea. Plus, în afară de dezastru, terminăm imediat, în afară de dezastrul campaniei de comunicare la nivel de guvern și de stat în România, mai există această problemă a comunicării presei mainstream, vorbesc de aia din România. Mm. Eu o treabă pe care am constatat-o de ceva vreme. Băi, dacă dai drumul la TV, cineva țipă la tine. Cineva te ceartă. Te ceartă. Te, te, te ceartă. M-am uitat, mi-au sărit zilele astea noi și o domnișoară de la horoscop care spunea dacă nu o să faci aia și nu știu ce, vezi că vine Uranus și te taie de la... Bă, stai ce țipați așa, frate, cu toții? Că te trezești dimineața, dai drumul la TV și dacă faci greșeala, să-l lași deschis după trei ori și cheau de cap. Spuneai de mișcarea woke da? și mișcarea eternilor indignați moral. Care ne iau la poșete, da? Da. Uh, o o, 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 strategie complet nerespectoasă la adresa omului. Indignările astea morale, așa, paușale. Da? Uh, puțină încredere în oameni. Puțină încredere. Puțin respect. Puțin umor. Da, hai să nu ne mai luăm atât de în serios. Hai să punem problema în așa fel încât oamenii să înțeleagă. Nimeni nu vrea, nimeni nu e chiar ticălos absolut, cu excepția ticăloșilor absoluți. Uh, apropo de chestia asta, dacă explic cu cineva, nu mai da drum. nu mai da foc la pneuri, că se face un fum negru și nu mai respirăm toți. O dată de două ori, de trei ori, mai amenez de cinci ori și la un moment dat să oprește. Da? Uh, și cu măștile, și cu vaccinurile, și cu apelul la, uh, cum îi spune, la spital, o să încerci să le explici oamenilor. Mă, stați așa, că nu, nu vrea nimeni dictatură, în niciun caz România, incapabilă de a organiza orice dictatură serioasă țara asta. Oamenii care cred că va veni dictatura. Au așteptări mari de la sistemul nostru. Adică, stai, să fim serioși. Găde bă, Tamă, că o dictatură băi, a mai avut, nu e chiar așa. Aia, băi, au venit a, fost, a venit da? Big Brother, da? Da? A românia. venit Big Brother în România. Și i-a rămas fără două tone de motor, ce, două? 150 de tone de motori. Adică, noi vorbim de țara în care una se strică și celălalt a dispărut. Asta că aduc aminte și niște baze americane construite peste zi și dispărute peste noapte, vândute la fer vechi prin Irak. Prin Afganistan și prin da. alte părți. Deci hai să ne oh, Să mai videoclip de episodul cu Afganistan. Hai să ne liniștim cu conspirația, că deci, conspirația aici este făcută cu tovarășii noștri și tovarășii noștri nu sunt eficienți la conspirații. Adică vorba aceea... Știu, suntem atât de incompetenți că... Da, nu, 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 nu e de atât de incompetenți, dar oamenii dădeau SMS-uri din ședința de guvern, adică a trebuit la un moment dat să le ia telefoanele, că nu se putea ține nicio discuție la comitetul ăla faimos de nu știu ce, dacă acțiune, dar... le luau telefoanele, că ăștia dădeau pe SMS la presă chiar înainte de terminarea ședinței. C despre ce vorbim? Ce se Ce conspirație? toată lumea știe pe toată lumea. Adică nici nu se pune problema. Problema se pune în momentul în care, cum să spun eu, unii chiar au niște interese și astea sunt transparente, Uh, și interesele astea sunt în disonanță și în contradicție cu niște lucruri absolut bun simți, nu? cum ar fi, de exemplu, uh, chestiuni legate de sănătatea publică, de protecția populației în fața unor chestiuni de genul ăsta, uh, de accesul populației la servicii medicale de bază și servicii medicale la boli cronice. Da? Adică nu, nu, se poate să închizi totul și să-i lași pe ăștia cu bolile cronice în Cum s-a întâmplat. Că nu se poate. În condiție în care omul îți spune de la început, omul pe care toată lumea, organizația mondială asta, zice, domnule, faceți circuite separate. Nu închideți tot. Faceți circuite separate. A, de ce? Că ne-am temut noi că s-a întâmplat atunci. La început de tot, oamenii au fost câteva cazuri de infectare a unora care făceau chimioterapie. stăteau și făceau chimioterapie și am zis, a, nu, gata, nu mai veniți. Nu, nu se face așa. Adică e niște măsuri și păstrezi accesul bolnavilor cronici la servicii medicale. Nu se face așa. Nu, e închis tot, că atât a fost. Dar nu, 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 nu se poate așa ceva. E inadmisibil. E inadmisibil și asta mă miră că totuși sunt oameni inteligenți în sistemul medical și nu văd de ce. Sau în partea aia în care... E, tu... nici nu avem viteza lui Câțu, mă. Da, da, suntem toți un pic în urmă. Reformistului Cățu, da, e complicat. Băi, o să vină un an interesant, e limpede asta. Da, nu... Să nu, nu vină, vină un an chinezesc interesant. Aș vrea un an banal. Chiar ce, ce an chinezesc o fi? Chiar nu știu. Mă, urmează... Ce? Ia stai că încerc să aflu, ca să încheiem... Apoteotic? Să, să închiem apoteotic, În mă. mandarină? Da, 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 ia să vedem. Deci avem așa... Um, 2002, 2022, an chinezesc. E an bisect, odată. A, asta nu, asta nu e bine, anul bisect asta e, e rău. Anul tigrului de apă. Tigru de apă, apă, da. tigru. Nu știu ce să Scapă cine poate. Nu știu, nu sunt un hermeneut bun în mediul oriental. Hai că ne vedem și la anul și uh, uh, vedem cât ne-am înșelat uh, acum, <laughs> pentru că eu, eu sunt convins că în 5 ani cred că o să ne luminăm foarte bine în ceea ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în perioada asta. Lucrurile au, au altă viteză și informația are altă viteză. Să sperăm din tot sufletul că ne vedem la anul sănătoși, voinici, bucuroși și chiar mai bine, într-o stare sufletească mai bună. Două vii am cules anul ăsta, am ceva provizii. <laughs> Mersi! Cu plăcere, cu plăcere! Pa, pa. La mulți ani! La mulți ani! Sărbători fericite tuturor! Crăciun fericit, așa să spune progresistul. Tuturor creștinilor le urez nașterea Domnului cu bucurie și tuturor celorlalți care nu împărtășesc aceste, această credință le urez cele mai bune lucruri și să fie fericiți și iubiți. La mulți ani! La mulți Silviu Munteanu și prietenii săi Podcast Nu Futilități